Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, iar acest interviu de astăzi este ceva mai special, pentru că invitatul meu a aniversat recent 70 de ani. Foarte recent. Tata Buhnici, bine ai venit! Bine v-am găsit! L-am adus pe tata Buhnici aici pentru că mi-a fost dată ideea asta de mai multă vreme, am tot amânat-o, dar am zis, băi, dacă nici anul ăsta când a făcut omul 70, atunci când... Și mai am un motiv. Nu ți-am zis înainte de interviu cam care e ideea, dar după niște discuții cu domn profesor Borțun, pe care mai avem invitat aici din când în când, am rămas noi cu concluzia asta că n-ar fi rău să mai vorbim cu generațiile anterioare. Pentru că e vorba asta că e un spațiu, este o falie, este o prăpastie din asta între copii și părinți, între copii și bunici, între toate generațiile și este o prăpastie din foarte multe puncte de vedere și de înțelegere și de educație și de venituri și tehnologică și de idei. Dar cu toate astea, multe chestii se transmit de la o generație la alta. Și sunt multe chestii pe care tu le-ai trăit și pe care atunci când le povestești par așa dintr-o carte de istorie, dar tu chiar le-ai trăit. Și atunci, cred că avem nevoie de o discuție de felul ăsta în care să înțelegem mai bine cine suntem și de unde venim. Pentru că avem impresia că prezentul e tot ce contează, dar de fapt în multe chestii avem senzația că până la urmă ajung să se repete. Dacă istoria nu se repetă, sigur rimează. Și am făcut eu o introducere un pic cam lungă, dar acum o să trecem la interviu. Încă o dată bine vint. Bine v-am găsit. La ora asta tu trebuie să fii la treabă, nu? Da. Nu ești obișnuit să fii nu prea. Dimineața la o masă? Nu prea. Deși ești la pensie. Da, dar nu e o scuză. Deci pensia nu e o scuză, e un privilegiu. Păi și tu ce faci cu privilegiul ăsta? Îl folosesc din plin. Dacă i-ar spune cuiva, dacă l-aș refuza, zice, dar ce, n-ai timp că ești la pensie. Și atunci mi-a luat eu măsura asta de precauție să fiu activ. Chiar îmi place să fiu activ. Un tip activ înseamnă pentru mulți să facă un pic de sport. Tata nu face sport. Tata este sport toată ziua. Câți pași bagi pe zi? I-am dat un ceas inteligent deja de ceva vreme și bate toate recordurile. N-am ținut o socoată neapărat, dar foarte puține zile sunt sub 10.000 și destule zile sunt peste 20.000. Pare el așa un pic modest, dar asta e una dintre puținele chestii cu care îi place să se laude, că mi-a arătat pe ceas. Un pic de laudă toți avem în gene, toți avem. Un tip așadar foarte activ care la 70 de ani este toată ziua în picioare, imposibil de oprit, un om motivat, cu o poftă de viață și preocupat de tot felul de lucruri. Ajungem și la prezent și o să vreau să înțeleg până la sfârșitul interviului cum facem să ne păstrăm motivația asta, cum ai tu, de a trăi, de a face chestii, pentru că văd foarte mulți oameni care după vreo 40-50 încep să fie un pic deprimați, rămân fără scop în viață. Și poate o lămurim până la sfârșitul interviului. Dar aș vrea să mergem pentru început un pic mai înapoi în timp. Și aș vrea, adresez eu de obicei întrebarea asta celor care vin aici, cine ești și de unde vii? Vin de departe, dacă am ajuns la 70. Dacă vorbim de activitate, eu am trăit într-un mediu în care m-am născut și am fost crescut într-un mediu în care când se făcea lumină și până venea întunericul, eram în activitate. Și foarte multe lucruri chiar le făceam de plăcere. Vă imaginați că m-am născut în 1952, când s-au schimbat banii. Deci atunci a apărut suta aia care a rezistat vreo 50 de ani. Uh-huh. Mi-aduc aminte în copilărie. Deci dimineața trebuia să fii odată cu lumina afară și obligatoriu trebuia să te speli pe față că venea cucu armenesc și trebuia să faci ceva la cucu armenesc dacă nu te-ai spălat pe față. Uh-huh. După aia... Ce înseamnă cucu armenesc pentru cei care... Pentru, da, pupăza. Deci aia pe care ai furat o creangă. Aia e, ăla e cucu armenesc. Deci de-aia și cânte cu ei cu pu-pu-pu, da, și vine de la pupat undeva. Nu mi-aduc prea... bine aminte în anii frageți, dar mi-aduc aminte că în 1959 am mers pe clasa întâia, când eram atunci la 7 ani. Apropo, am fost a treia generație cu clasă. A treia generație? Care a început să facă 8 clase obligatoriu în școala generală.
Adică înaintea ta cine a mai făcut? A făcut sora mea, Maria, ea a fost a doua și mi-aduc aminte de o bună prietenă, o vecină care a încopilărit noi, care a fost prima generație și era o clasă care de la 1-4 cu preoteasa soțialul preotul Aramă. Dar tu când zici a treia generație, nu te referi la părinți și bunici? Nu, ar fi trebuit să spun al treilea contingent. Așadar, născut în 1952, unde mai exact? M-a născut într-o frumoasă comună, Sirețel, în județul Iași. E reședință de comună la 5 sate, pe care le-am bătut la picior, le-am bătut calare pe cal. După aia, după ce am mai crescut cu bicicleta, cu căruța, cu ce vrei, și când am avut ocazia, am mers și cu mașina. Un pic mai târziu cu mașina. Da, mult mai târziu, pentru că mi-aduc aminte, în copilărie era un dascăl, un profesor care avea o soră căsătorită, un vecin la noi și venea cu o motoretă, un Carpat. Și de câte ori venea la motoretă, toți ieșeam la stradă să îl vedem cu motoretă. Asta după la sfârșitul anilor 50. Cred că era pe clasa 3-a, clasa 4-a. Dar lucrurile pe care le rețin și mi s-a părut în timp mai interesante s-a întâmplat după clasa 5, iar că atunci a venit și diversificarea aia la școală, deci făceam fiecare oră cu profesori. Atunci aveam o singură dascăliță care ne învăța și am început să învăț lucruri pe care începeam, unele nu le pricepeam și mergeam acasă la părinți și tata meu care a bătut lumea la picior, război, prizonier și îmi traducea multe treburi. Uh-huh. Mama a fost casnică, a fost o gospodină desăvârșită, deci tot timpul avea grijă de noi să nu ducem lipsă de hrană, de ce înseamnă de voi? Câți erați? Cinci copii. Cinci copii? Cinci copii, eu am fost al doilea. Dar, de fapt, fiind băiat, eu eram, ca să zic așa, calul de bătaie. Adică mama avea o vorbă pe care o foloseau bătrânii și zice, hai bujor că știu că poți. Și? Adică toate lucrurile trebuia să le facă cineva. Vorbiți de lucrurile de un copil. Ce mi se pare acum când au luat așa înapoi? M-am născut când regimul, care în 89 și-a încheiat socotelele, a prins rădăcini. Deci mi-aduc aminte că se vorbea foarte mult în casă de Ana Paucăr. După aia, în 64 am murit Dej, fiind la școală, făceam la monumentul gardă noi pionierii și după aia, din 64, a fost politica pe care majoritatea dintre noi o știu. Și te-ai prins începuturile comunismului la noi, așa cum l-am cunoscut da, noi mai târziu. Am prins cam toate începuturile. Când a prins comunismul începuturile, a început și formele astea de proprietate comună. Adică înainte de a se face CAP, era pe sistemul colhozului, pentru că știm bine cine a introdus și modelele care, de la cine a luat modelul ăsta. De unde? Era de la Roș. Era o formă din tovărășire, îi spunea. Dar asta a fost faza premergătoare colectivizării, care în 1962, în martie, s-a anunțat că s-a încheiat colectivizarea. Am niște amintiri tare neplăcute din anul ăla. Aveam 10 ani, țin minte și o spun fără nicio reținere și teamă, tata a primit o corecție de la cei care au venit să îi convingă să treacă la forma asta de proprietate la CAP. Adică cum? Ce s-a întâmplat atunci? După timp, când am început să înțeleg lucrurile și puneam întrebări, primeam și răspunsuri, au fost cei care era clasa conducătoare, adică muncitorii, unii dintre ei au fost etichetați ca fiind activiști de partid și veneau în comună. Mi-aduc aminte că noi n-am mers în perioada aia la școală, pentru că în școală trebuia să fii cazați oamenii ăștia și chema pe rând și punea să semneze trecerea la CAP. Și care refuza, i-a aplicat niște corecții fizice, chiar tata a venit cu semne, că nu te puteai împotrivi la momentul ăla. Ei, după aia a venit colectivizarea și aici e un lucru pe care
îl țin minte, bunicul din partea mamei a fost profesor, 45 de ani a fost director de școală. Și a venit înainte la tata și a spus, măi Ghiță, nu există cale de întors. A venit preotul Aramă, Dumnezeu să-l odinească, o preotul care m-a botezat și cununat pe mine în biserică. Și a spus, Gheorghiță, tată, trebuie să te faci că nu o să scapi. Bun. Deci și preotul și directorul de școală din sat care era și rudă, da, au venit să-l convingă. Nu, bunicul din partea mea a fost director de școală, dar într-o altă localitate, nu la noi. Da, dar în familie, practic toți cei care ar fi putut să-l sfătuiască, i-au zis că trebuie să își cedeze până la urmă proprietatea. Avea așa multă avere tataia? Nu. Deci nu se punea problema valoarea averii. Adică toată lumea trebuia să înțeleagă că trebuie să fie la fel. Toată lumea trecea la aceea pe... Indiferent că aveai 100 de hectare de pământ, indiferent că aveai 10 ari, sau cum se spunea acolo, 10 prăjini, trebuia să fii membru CAP. Dar tataia cât avea? Mi-aduc aminte că la retrocedare, că după legea 18, avea 7 hectare și ceva. Deci, a avut și prin moștenire și prin căsătorie cu mama, așa. Deci un țăran mediu, să zicem. Da. Nu putea, n-am fost niciodată încadrat la cheaburi, însă îți povestesc mai încolo ce statut a avut el când s-a întors de pe front. A venit colectivizarea și s-a întâmplat un lucru pe care nu pot să-l uit. A ajuns să conducă la CAP-ul, deci în funcțiile alea de președinte, brigadier, așa, nu era neapărat cei mai bogați oameni din sat, pentru că ăștia se fereau de... erau și cu rude și așa. Erau din ăștia buni de gură, nu prea pricepuți, care le plăcea și paharul. Mi-aduc aminte că îi vedeam pe iarbă. După aia lucrurile a început să meargă într-un fel. A venit mecanizarea. Deci mi-aduc aminte primei tractoare Cadeu 27, la care mergea cu varolină, fără cabină, fără așa, a început să lucreze pământul, să scoată din pământ ce nu putea scoate oamenii cu animalele, cu unelte, cu mâneri de lemn, da? Și pământul să producă și început lucrurile să meargă într-un fel. Nu era pe placul tuturor, nici n-avea cum să fie, și a mers treaba asta până, cât știu eu, că a mers CAP-ul până când eu m-am rupt de locul de baștină, că așa a fost vremea. De ce ai plecat? Când ai plecat și de ce? Deci am terminat 8 clasă. Părinții pe noi ne-au purtat la școală, dar a apărut să prin anii 70 era un fel de să nu-i zic modă, era un val din ăsta. Toți băieții pleca să-și facă meserii. Practic se dusese vorba aia că se putea trăi un pic mai bine nu la țară, ci în altă parte, la oraș. La oraș. Deci strategia lor, practic, de colectivizare a fost să strângă proprietatea la comun, să o mecanizeze și, dintr-o dată, capetele de familie, să zicem așa, forța de muncă, s-a simțit mai puțin folositoare. Sau a apărut o oportunitate în altă parte. Deci oportunitatea a fost creată tot de cei care au condus regimul, pentru că s-a dezvoltat industria, era nevoie de oameni să lucreze în uzine, textile și tot ce vrei. Deci dau un exemplu, s-a făcut uzină de tractoare în Mercurea Ciuc, pe o parte de stradă și pe cealaltă parte s-a făcut fabrică de confecții. Uh-huh. Deci acolo trebuie adus forță de muncă. În adâncul ei, în politică, sunt și alte păreri pe care eu nu comentez acum. Deci am dat exemplu de Mercurea Ciuc pentru că în zona unde trăiesc eu de 54 de ani... La Brașov? Eu am considerat că locul omului nu alege unde să nasc, dar să trăiască, da. Și atunci eu cred că locul m-a ales pe mine pentru că mi s-a potrivit, am recrutat, am plecat în armată, m-am întors, mi-am creat o familie, mi-am completat studii, am mers, am făcut un liceu. Da. Cum ai ajuns totuși tu la Brașov? E o cale un pic mai lungă, pentru că după 8 clase cu un viitor destul de... Nu mai aveai un pământ al tău pentru care să te lupți sau să muncești acasă.
nu era în proprietatea familiei, nu te-a atras ideea de a lucra la CAP-ul din Sirețel? Nu m-a atras, în primul rând, gândindu-mă că noi suntem 5 și nu o să avem loc toți acolo. Ok. N-aveam cum să trăim toți. Hai să numărăm un pic pe cei 5. Să mai stăm un pic acolo în etapa asta, pentru că sunt câteva lucruri importante pe care puțină lume le mai trăiește zilele astea. O familie de 2 cu 5 copii. Și asta nu era o familie mare, era o familie tipică, nu? În perioada aia se trăia din roadele pământului, din sursele de la animale. Pe urmă, tata a fost angajat într-un iaseu, unde primea o leafă, bunicică, primea pe vremea aia cartele de alimente, de făină, de așa. Dar ajunsesem acolo în care era și, cum să spun eu, spiritul ăsta de turmă. Deci au plecat unii mai mari ca mine, ca să zic așa. Și aduce vestea. Că uite, eu am făcut un curs de calificare, m-am făcut strungar. Și uite, locuiesc la cămin sau am primit apartament, am o leafă bună, îl vedeam îmbrăcat, îl vedeam cu obiecte pe care eu nu mi le-aș fi dorit, dar nu le aveam. Și atunci am zis că... Cum ar fi? Dă-mi un exemplu. Aveam, de exemplu, un ceas frumos la mână, avea un aparat de radio, un pick-up, o ținută, deci era diferit față de cei care trăiau acolo. Dar, repet, nu puteam, n-aveam cum să trăim toți, să trăim acolo, deși surorile mele, toate trei, și în temeia familiei, au gospodării, au copii și la rândul lor se repetă ce s-a repetat cu mine și copiii lor au plecat. Fiecare cred că are câte un copil care l-a convins sau locuiește în casa părintească cu ele. În rest, toți sunt plecați. Câți nepoți ai de pe urma surorilor? După surori am vreo 17. Totuși sunt mai puțin. Ar fi 5 ori 5, mult mai puțin. 25. Nu, nepoți, nepoate. Am aflat că am și strănepoți. Deci am nepoți de la nepoți. E o bucurie să constat că am ajuns la vârsta să mă bucur și de strănepoți. Sper să o duc și să am strănepoți și de la băieții mei. Sper. Păi tu ești într-o familie de 5, când de obicei familiile puteau fi și mai mari. Tu ai făcut 2 și ai tăi au făcut, eu am o fată și Marian are 2 fete. Da. Dar mie se potrivește zicala că zice că băieții aduc fete. Aha. Deci eu așa, atâta m-a binecuvântat Dumnezeu cu 2 băieți, îi mulțumesc pentru asta. Și băieții mi-au adus 5 fete. Uh-huh. Am eu o vorbă că eu am 6 fete și deci toți întreb pe de unde 6? Păi zic și soția mea, tot fată a mea, pentru că m-am căsătorit de tânăr, foarte tânăr. Câți ani aveai? 22 și un pic. Deci în iulie... Pentru vremurile actuale pare foarte tânăr, dar pe vremea aia... Nu, era... Era încă tânăr? Fiind plecat de lângă părinți, m-am întors din armată, riscam să intru în grupuri din astea, ca să nu zic găști, care se făceau și lucruri nepotrivite și atunci o modalitate de a vedea de trebuță și de a sta lângă așa, am zis, trebuie să-mi găsesc o fată. N-am să regret niciodată că mi s-a potrivit zicala, zice că mâncarea de dimineață și însurat-o de tânăr. Eu nu mănânc dimineață, dar din surat de tânăr am făcut-o. La ce vârstă ai plecat de acasă până la urmă? 17 ani m-am angajat și a trebuit să stau câteva luni fără carte de muncă, că n-aveam vârsta. Unde? La atelierul mecanic al șantierului 503 Codlea. Era. Dar ai venit direct la Codlea? Direct în Codle am venit. Mi-ai mai zis tu mie că parcă ai mai fost un pic la muncă și mai devreme. Am fost la un iaseu, dar în vacanță. Era un cetățean care ducea forță de muncă în județul Arad, la un iaseu, la vie. Uh-huh. Puteam toaletă, că eram... La ce vârstă? Imediat ce am terminat clasa 8-a. De la 16 ani? Da. A fost prima dată când am dat eu cu capul de greu, mi-am desfăcut aripile. Dar pentru mine a fost bine că atunci am început eu să
să fac diferența între bine și mai puțin bine, ca să nu zic rău. Am avut și șansa să am și oameni care m-au sfătuit, am trecut prin multe perioade. Însă sunt bucuros că am putut discerne răul de bine. Cum? Adică cum se face chestia asta? Tu erai un copil plecat din Moldova la muncă în Banat, la un IAS, da. Dintr-o familie de 7, în care capul familiei a fost mai mult plecat decât acasă? Deci eu am avut șansa să am o mamă educată, chiar dacă nu era scriitor de carte, că pe vremea aia nu se făcea carte. M-am născut în 1926. Dar avea înțelepciunea aia nativă, era omul care îți explica cu duhul blândeței și câteodată mai primea și câte o nuielușă, că făceam destule pozne. Dar educația, cea pe care am primit-o eu lângă părinți în primii ani de când am început să prind, mi-a prins bine toată viața. Adică? Adică vreau să spun că la 3 ani jumătate, 4 ani, mama m-a luat de mână și m-a dus la biserică. Deci biserica era locul unde lumea era smerită, spășită, se purta frumos, da? Pe urmă, mi-aduc aminte, după ce am mărit și mergeam la școală, mergeam cu părinții la câte o petrecere și vedeam și niște lucruri din alea. Și mama îmi spunea, deci vezi, și tu o să crești mare, să nu faci așa ceva. Adică cum? Adică îl vedea pe ăla că se luau, să încăierau, îl vedea pe ăla că se îmbătaie, mergea târâși pe lângă gard. Și lucrurile astea mi-au prins bine să discern între lucrurile pe care ridică pe om, îl pune pe un anumit nivel și lucruri care îl pune pe un alt nivel. Uh-huh. Deci pe ăla, pe lucrurile mai puțin potrivite, n-am vrut să fiu și mi-a ieșit. Mai ieșit. De cele mai multe ori mi-a ieșit. Mama Geta avea oricum talentul ăsta de a ordona și organiza lucrurile. Știi care era porecla ei? Inginerul. Deci vecin, rude, când avea o veste, venea la mama Geta, mi-aduc aminte că nimeni nu ieșea. Dacă îl întreba, ai mâncat? Da, să-ți dau ceva de pe un par de țuică. Ea avea tot timpul la îndemână. Și avea botezați, cununați, fini, că ajunsese la un moment dat să... Nu auzeam, naș în sus, naș, dar zic că ăsta ce-ți mergi? Păi pe ăsta l-am botezat, ăla, păi am botezat pe tatăl său. Și lucrurile astea mie mi-au prins bine. Deci educația de la părinți m-a călăuzit ca să fac diferența între omul care mă sfătuie de bine și care nu mă sfătuie de bine. Dar mama Geta, chiar dacă nu a prins ea educație formală, cum ziceam, adică mers la școală, a avut norocul să stea destul de mult pe lângă străbunicul Tătaru, da. Care fiind... director de școală, de ce n-a băgat-o la școală? Ea a avut o problemă. La 16 ani, deci înainte cu un an să înceapă războiul, a suferit de poliomielită și ea i s-a atrofiat un picior. Dar niciodată eu n-am văzut-o cum arăta, pentru că era foarte pudică, avea foarte mare grijă ca noi copii să nu vedem. N-a transmis la cei 5 copii absolut. Și așa, cu forma aia pe care a avut-o ea de, să zicem, suferință, nu l-a afectat pe niciun copil. Ca să dau un exemplu, nu ne-a opărit, nu ne-a zgâriat, n-a rămas cu semne, noi nu ne-am născut niciun... Dar mi-o amintesc tot timpul că avea nevoie de sprijin, adică avea un băț cu care trebuia să meargă ca să... De la o vârstă, da, dar în tinerețe nu, eu chiar mi-aduc aminte că am văzut-o și la horă. Deci... așa cum putea ea, dar chiar putea. Dacă tata era plecat, mama era stâlpul. Că zic ala, spune că bărbatul e capul, dar femeia e gâtul. Deci mama era și gât și cap. Mama Geta m-a adus și pe mine de mână la biserică, dar eu am văzut-o făcând mai mult de atât. Eu mi-o amintesc și un pic de vraci, că descânta. Eu cred că asta era o treabă psihologică. Deci ăla, dacă se știa aia descânta, zice gata, am scăpat de ăsta și începea să gândească pozitiv. Zici? Deci dacă mă întreb pe mine... Ce am învățat eu până în sufletul meu a fost să învăț să gândesc pozitiv. Păi nu prea aveai de ales acolo. Nu prea aveai de ales că dispensar, spital, drum, autobuz, astea nu erau. Nu prea erau. Trebuia să te cam descurci. Au apărut în timp, au apărut și autobuze și mașini particulare. Da, dar mama Geta n-a ieșit de acolo din sat. A ieșit. A fost și la mine. Când locuiam în Codlea, a fost cu tata, a fost la mine, mamă. Da? Da, bineînțeles. Odată?
era omul bisericii, în sensul că ajuta. Ajuta și la biserică cu bani și cu ce trebuie acolo. Ea în educația ei, faptul că forma asta de a crede în lucrurile bune în biserică i-a dus liniște. Eu nu bătătoresc calea bisericii, dacă când simt nevoia să merg la biserică, merg la biserică, sunt într-o relație cu preotul bisericii, mă achide toate datoriile ca și enoriaș și așa. Dar nu simt nevoia să bătătoresc calea bisericii. Dar când simt nevoia, mă duc la biserică. Îmi îmbrac frumos și mă duc la biserică. La fel mergea și ea. Când mi-aduc aminte că m-a dus și pe mine și pe Marian, pe fratele meu, dar când era o problemă de sănătate, primul gând era o rugăciune. Nu era mers la doctor. Noi în perioada aia am trăit și o selecție din asta naturală. Nu era influența asta cu produsele contrafăcute, ca să nu zic chimicale. Eu mi-aduc aminte că am dus unul dintre băieți și am dus o pungă de medicamente, era iarnă, și a luat pungă de medicamente și a pus-o pe bucătărie de vară acolo în zăpadă. Și eu zic, mamă, ce fac? Ce faci? Zici, lasă că aici se păstrează la rece. Și când m-am dus eu vara să iau băiatul, punga mea de medicamente era topită, era tot acolo. Și copilul era total diferit, era altceva. Ce vârstă avea copilul? Deci cred că avea făcut să 3 ani în martie, era până în vară, 3 ani jumătate. Și era cam bolnăvicios, așa? Avea probleme cu... Adică medicul mi-a zis că trebuie să schimbe aerul. Și unde putea schimba aerul mai bine? Unde m-am simțit eu cel mai bine? Că eu nu m-am bolnăvit niciodată. La mama. I-a zis, mamă, te-ai învățat cu el. Nu e nimic, mamă, orice învăț are dezvăț. Deci fiecare părinte să-ți crească copilul lui. Eu atât am putut să te ajut. Deci pentru mine a fost suficient. Și în câteva luni, mama Geta m-a pus și pe mine pe picioare, că de mine era vorba în povestea asta, dar mai e o poveste, nu știu dacă ți-am zis-o, că la un moment dat l-ai adus și pe Marian, pe fratele meu, acolo, tot bolnav. Și mi-aduc aminte de o scenă când i-a zis lui tataia să aducă o covată. L-a pus în covată și l-a pus pe tataia să legene covata cât timp el a descântat. Mi-aduc aminte chestia asta ca prin vis, așa, o văd foarte clar, acolo în curte, în țărână, l-a pus în covată și așa, și după chestia aia, Marian s-a pus pe picioare. Placebo, neplacebo, dar știi că e o vorbă mai nouă în engleză, că nu e o prostie dacă funcționează. Nu e greșit dacă merge. Deci eu știu o bătrână, Dumnezeu să o odinească, care îi zicea moașa. Noi din 5 copii, mama pe al 5-lea l-a născut la maternitate. Dar restul s-a născut acasă, că era moașă, că peste tot era moașă. Bătrâna asta ducea mai departe niște metode din astea de a trata, de a sfătui. Spunea, de ce era și niște descânteșe. Vezi tu, toate popoarele au și formele astea de cum să spun, practicate de vraci. De vraci, de scânt. Însă, rămân la părerea și nu mi-o scoate, până acum n-a reușit nici să mi-o scoată de... Totul pleacă de la psihic, de la cap. Dacă te încarci pozitiv, dacă tu gândești pozitiv, acționezi pozitiv și mintea, că de acolo pleacă toată comanda omului, se dă de la creier, da? Dacă creierul e orientat într-o direcție bună, n-au decât lucrurile să meargă bine. Bine, ea oricum nu prea avea de ales, că avea mai multe guri de hrănit pe acolo, mai avea și niște sărmani de care mai avea grijă, mergea și la biserică. Era o femeie care nu avea timp să stea prea mult pe gânduri. Mi-aduc aminte de când eram mai mulți nepoți acolo, când ne hrănea pe toți și m-a trimis într-o zi în vișin. Să aduc o poală de vișine, să le deșert în borș, direct. De aia trebuia să fac o oală de borș în fiecare zi. Trebuia să hrănească multe guri. Eu când am fost cu nevasta mea prima dată, mama făcea un borș și nu folosea cuțit. Deci ceapa, toate zarzavaturile și astea, numai pasărea o tăia în bucăți, o punea în ceaun. Dar nu era pasăre în fiecare zi. Dau un exemplu de o mâncare pe care a făcut-o atunci. Și
Nevastă mea vine la mine și zice, mă, dar mamaia, așa face mâncare în bătaie de joc? De ce? Păi m-a trimis și le-a luat toate, le-a spălat într-o găleată acolo cu apă, le-a scuturat bine și le-a rupt cum și le-a aruncat acolo. Băi, zic, stai să vedem ce este. Eu știam care e. Când pe cine a așezat la masă, a început să râdă, a venit lângă mine și spune, zice, Doamne, ce bunătate. Păi zic, așa e mâncarea făcută în bătaie de joc. S-a creat o relație între ea și mama, care nu exista între mama ei și ea, adică între soacră mea. Bine, erau și fiuri diferite. Atât de puternică când vorbea de lacrimele aia, nu? Nevastă mea când vorbea cu mama și odată nu s-a putut atunci și mi-a spus și adevărata mea mamă e soacra mea. A suferit tare mult. A suferit toți după pierderea ei. S-a prăpădit de vreme. Da. S-a prăpădit de vreme pentru că ea a fost, n-a avut grijă de ea. Deci undeva o moștenesc. Ultimul lucru de care avea grijă era persoana ei. Ea trebuia să fim noi spălați, să fim hrăniți, să fim să ne vadă mulțumiți. Și avea timp să mai și glumească, mai avea timp și bancul, și glume și așa. Avea timp să facă, ținea toate sărbătorile, avea timp să ocupe, dacă venea la ea cineva, tot nevastă mi-a zis, mă, dar din curtea asta chiar nu iese nimeni acum. Ce, și tot vin, pleacă sătul, pleacă adăpat, pleacă. Și mama i-a zis, n-are voie, Daniela, n-are voie să plece de la mine, nu să plece nimeni niciodată. Dacă am învățat de la dascăli, dacă am învățat de la tata, dar cel mai multe lucruri în viață le-am învățat de la mama. Ai și petrecut cel mai mult timp cu mama Geta pentru că tata a fost destul de mult timp plecat. Era obligat să plece fiind o zonă limitată, era o zonă, ca să zic, săracă. Asta a fost și un motiv pentru care mulți am plecat de acolo. Da, tu ai și prins o perioadă foarte săracă și din cauza secetei. Pentru că nu știu dacă e forțat ce zic, să mă contrazici, dar eu n-am văzut secetă de când mi-amintesc eu ca în ultimii 2 ani. Dar știu că la sfârșitul anilor 50 a fost cel puțin la fel de rău sau chiar mai rău. Și atunci oamenii chiar depindeau de ce scoteau din pământ. Imaginează-ți că în 45 s-a terminat războiul, linia frontului, când toată lumea vorbește de s-a spart frontul la Pașcani. Deci acolo a fost linia frontului pe care trecut rușii. Au prădat, au golit. 46, când s-au întors înapoi. Cum adică s-au întors? Păi tot pe acolo s-au întors. Ei când plecau pe front, îi întreba, bă, unde plecați? Că mergeau 7 inși cu o pușcă. Și întreba, ce faceți cu o pușcă? Păi ție, dacă cade ăla, ia următorul pușca. De unde știi povestea asta? De la mama. Pentru că mama a văzut războiul cu ochii ei, ascunsă pe pământ, pe sub tufe se ascundea, că fiind fată, rușii umbla după ele. Hai să ne explicăm oamenilor, așadar, Sirețelul e la o oră, bine, mai puțin de o oră de mers cu mașina, acum de Pașcani. 20 de kilometri. Dar pe vremea 20 de kilometri, că îmi făceai cu căruța de dimineața până la... Era distanță de o poștă, cum se spune. 20 de kilometri e o poștă. Ok, și ce înseamnă asta? Adică dacă voi să te duci la Pașcan, trebuie să te trezești de vreme, înainte de răsărit? Da, ca să ajungi după masă, cu cai odihnit, să poți să noptezi acolo. Da. Și asta însemna destul de aproape de linia frontului, pentru că... Da, chiar prin comună trecea frontul. Și dacă vrei să spun o glumă, era un atelier de ferărie și era un nenea tufă, ferarul satului. Și se întâmplă la prânz că vine un rus și îl cheamă la poartă, Hadaica, zice, să vină ferarul să potcovească calul. Bărbatul meu mănâncă, e la masă. Și zice, spune-i că a venit colonelul Ixulescu, la care bătrâna face către el, bă, poți să fii tu și căprar, bărbatul meu de la masă nu se ridică. Deci n-avea ce să-i facă. Ce a făcut rusul? Ei a început să vorbească, lasă că după ce potcovește calul îl împușcă. Bătrâna a auzit și i-a zis lui ferarul. Și ferarul zice, lasă că îl fac eu să mă caut. S-a dus, i-a potcovit calul și el a uns la picior usel de oaie. Și i-a spus, ce faci? Zice, i-am pus un lec. Calul tău e bolnav și poți să te îmbolnăvești și tu de la el. Când te întorci, să vin apoi pe aici, să-i dau potcoava jos, să-l lecuiesc din nou. Și atunci ce a făcut rusul? Ia potcovi calul, s-a urcat rusul pe cal și a plecat și s-a scăpat. Deci povestea asta mi-a povestit-o mama
de la bătrână. Deci asta făceau rușii. A trecut pe acolo, a prădat. Când s-au întors înapoi... Din Germania. Găsea în sat o căruță. Vaci, boi, cai, ce găsea, punea la ea. Când animalul nu mai putea, cădea jos. Îl tăia, îl mânca și lua altul și punea. Și în căruță avea și cairul de lână la tors, furca. Cu fusul l-avea în căruță. Deci au prădat tot. Pe cum? Că noi eram aliați, nu? Formal, da. Și acum suntem, noi suntem aliați, nu vezi ce... Acum nu mai suntem aliați cu ei. Da. Și a trecut frontul. Deci asta a fost în 45. În 47 a făcut veni marea secetă. Deci dacă în 47 a fost secetă și a murit animalele și pământul n-a mai produs și a pierdut semințele și a pierdut animalele, a suferit până și-a regenerat și-a revenit. Pe urmă, în 48 a venit naționalizarea. A durat câțiva ani ca regimul ăsta să-i înlături pe să le ia bunurile la... La cine? La chiaburi? De la chiaburi, care erau organizați. Ăștia nu erau bine organizați. A luat ăsta averea priceputului și i-a dat-o lui ăsta, care nu prea avea habar. A luat-o de la ăla care avea, la ăla care nu avea. Mi-aduc aminte că în mai s-a format Partidul Comunist, a venit... Așa a început regimul. Lucrurile a mers un pic mai greu, că lumea nu era învățată cu regimul ăsta. Unii erau de acord, unii nu erau de acord, că unii își pierdea proprietățile, alții erau de acord că îi așteptau privilegii. După aia s-au schimbat banii, cum spuneam. Dacă mă cred, în 59, când am mers la școală, deci școala comunii era în Conacul Boieresc. Eu acolo am învățat până în clasa 4-a. Până s-a făcut clacă și sătenii au făcut școală, care și acum. A făcut magazin. Ce înseamnă clacă? Adică înseamnă că toată lumea merge să muncească fără bani, cu mâncare de acasă și femeile, gospodinile pregătesc mâncare pentru maestre. Și s-a construit școala? S-a construit școala în care eu în clasa 5 am mers la școală. Care școala este obștei, nu? Da. La fel ca biserica? La fel ca biserica, la fel ca magazinul sătesc, la fel sediul primăriei, s-a făcut cămin cultural. Mi-aduc aminte că la cămin cultural lucrau în schimburi și mergeau, mama mergea cu coșurile, tata mergea cu încă un vecin, cu cazanul, cu ciorbă pe un drug de lemn și le ducea mâncare. Prin rotație trebuia să faci mâncare. Deci era începută forma asta de întovărășire, să numea. Adică tu lucrai pământul, dar trebuie să dai cotă. Venea preceptorii și cântărea... Păi și cotea unde se ducea? Se ducea la stat, se ducea la gară, la aici. Și ce se întorcea de la stat? Se întorcea mai puține, pentru că statul nu era încă consolidat, nu avea structura formată, atunci se forma statul. Și a venit încoace 60, a venit Dej, lucrurile au început să meargă într-o direcție. În 64 a venit Ceaușescu. Și nu mai vorbim că foarte multe lume și generații știu cum a fost din 64 încoace. Dar foarte puțină lume, vorba lui Țuțea, foarte puțină lume știe cum a fost înainte de Ceaușescu. Eu vreau să spun că nu sunt nostalgic după regimul, sunt necăjit, ca să spun așa, după lucrurile bune care nu s-au continuat. De exemplu, eu am învățat o clasă și făceam temele cu lampa. Când aveam petrol, făceam cu lumânarea. Tu vorbești de lampă cu petrol aici, pentru că încă nu aveai curent în casă. Nu aveam curent în casă. După aia a venit ordin și a pus stâlpi și curent în toată localitatea. După aia... În ce an? Mai ții minte? Prin jurul 68, prin 70, cred că a fost treaba asta. Târziu, pentru că erau satele izolate. Deci tu n-ai prins curent, înseamnă că tu ai plecat fix când a apărut curentul acolo. Da. Deci când m-am întors eu de unde pelegrinările mele, am găsit curent în casă. Aveam un aparat de radio, aveam un televizor alb-negru, cum era. Deci, cum să spun eu, și părinții mei au încercat să facă pași înspre ce se întâmpla, ce urmează, Da, e greu să te împaci cu ideea că curentul a ajuns în casele țăranilor abia acum 51 pic de ani în multe locuri. Cred că știi că sunt foarte multe localități unde nu e curent nici acum. Nu mai sunt chiar așa de multe. Măcar electricitatea a ajuns. Dar există. Există. Dacă vorbesc de mine, am plecat în armată și am avut caz sau șansa să ajung pe Transfăgărășan.
cu armata. Când ai făcut armata? Eu am făcut armata 72-74, deci am prins, era o glumă, că zice, cei care au făcut armata un an și patru luni au făcut de fapt 3 ani. Că am plecat pe 20 octombrie în 72 și m-am liberat în 14 februarie 74. Deci am făcut două rânduri de sărbători. În 73 iunie am plecat pe Transfăgărășan și ne-am întors în noiembrie la unitate. Că atâta se putea lucra? Atât se putea lucra, pentru că ne înseamnă atât de tare că ne-a dus cu săniile la baraj jos la Căpățânieni și de acolo am plecat la unitate. Deci tu faci parte, practic, din generația de armată care a construit Transfăgărășanul. Da. Mi-am aminte că am fost împreună acolo și rar te-am văzut așa de emoționat ca atunci când am fost pe Transfăgărășan acum niște ani. Pe vremea aia încă era aerisit, era gol pe acolo, se mergea puțină lume pe Transfăgărășan. Dar acum este o atracție, să zicem așa, vin oameni și din străinătate să vadă chestia aia. Însă puțină lume știe cum s-a făcut Transfăgărășanul. Cu mari sacrificii. Când am ajuns acolo, erau niște bărăci din astea făcute din PFL cu pereți dubli și înăuntru băgată vată de sticlă. Da? Și înăuntru era o sobă, băgam lemnele de un metru în sobă. N-am avut ținută de vară în armată, pentru că acolo era tot timpul frig, aveam ținută de iarnă și am spart piatră și am cărat piatră ca să fac casă la tot neamul și la jumătate din comuna asta. Numai încărcam piatră, ducea la concasoare, venea înapoi, reușeza pe drum. Deci imaginează-ți că te uitai în față, vedeai pădure. Uh-huh. Veneau forestierii, tăia copaci, veneau artificierii noștri și perforau și băga dinamită, ne ascundeam bubuia și de acolo căram 2 săptămâni în piatră. Și tot așa. Până s-a ajuns, eu am fost la punct de lucru Pițcu Negru, pur mai era un punct la Capra și la tunel. La tunel. Niște amintiri, o să spun așa câteva scurt. Deci în armată, în 73, s-a schimbat de ministrul forțelor armate, s-a făcut ministrul apărării naționale. Era generalul Ioniță, care a ajuns primarul capitalei, era ministrul MFA-ului. Și după aia a venit generalul Coman și a ajuns șef. Într-o zi, când trebuia să vină generalul, comandantul unității, noi aparținem de unitatea de pompieri de la Căpățânieni, nu infanterie mecanizată, ne-a afiliat la unitatea de la Căpățânieni. Și aveam un comandant, un major. Ne-a pus în careu și a zis, vine ministru și o să vină la masă. Noi mâncam într-un cort din ăla de batalion. Deci imaginează că era un cort în mâncam 350 de militari. Aveam niște bucătării cât o zi de post pe acolo, în fine. Și zice, fii atent, vine ministru. Intră în cort. Prima dată o să zică, ce zice? Bună ziua. Bun, ce zice? Să trăiți, doarăși ministru. Bun. A doua o să vă întrebe, măi, copii, să cum, măi, ostași, cum e mâncarea? Și voi ce o să ziceți? E bună mâncarea? Vă ziceți, da. Bun. Toate a fost în regulă, ne-am așezat la masă. Vine vremea când vine ministrul. Era unul mai mic, așa, țătură, cu chelie și cu, așa, cu mâinile la spate și cu cascheta. Și n-a intrat prin capătul cortului, cum s-aștepta. Maiorul a intrat pe la jumătate. Că intrări erau mai multe și, fiind mulți, îți dai seama. Când a intrat înăuntru, s-a uitat în stânga, în dreapta, eu eram la două bancă la intrare de acolo. Și el face, zice, e bună mâncarea, mă, copii. Dar ăștia care erau cortul ăla cât o zi de pus, să trăi tu, arși ministru. Ăsta s-a mai uitat odată, zice, bă, dați-a nebunit toți aici în pădurea asta, dar ăștia de acolo, zice, da! Adevăr e că era ușor să nebunești. La care el întoarce capul către comandant, zice, nu i-a instruit bine. Dar de ce să nu fii supărat, că nici eu n-am intrat unde trebuia. E așa. Seara a dat un spectacol. A dat un spectacol. Ne aducea artiști acolo, cânta muzică populară, ne punea filme. Dar dormea la film, că dacă tot îți băteai cu barul sus, dai seama. Și punea un cerșap pe o baracă și trea filme. Filme din astea, cu cowboy filme. Dar multe erau cu tentă politică, pentru că așa. Și noi, ciclul meu, schimbam ultima sută de zile în armată. Și îl aduc aminte generalul, zice, azi a fost o bucurie să fiu împreună cu voi,
Deci, de apropo, se schimbă ultima sută. Imaginează că le-a put chibritul. Toți aruncat bonetele pe sus, hai liberare. De față cu mine, nu s-a supărat, n-a fost nicio chestie. Dar ce înseamnă ultima sută? Adică cum? Noi număram zilele până la cât urmează la termenul de liberare și noi intram în ultima sută de zile de armată. Adică de toate cât ai făcut? Un an și patru luni, așa era. Destule. Undeva la vreo 500. Da. Iarăși o chestie simpatică, seara, a doua, când noi de-a doua zi schimbam suta, seara s-a urcat un nebun într-un brad din ăla acolo care ai văzut tu brad și strigat. Ofițerul de servici că era, aveam gardă, pentru că noi am plecat acolo când am plecat pe front, am plecat în raion de concentrare, așa se numea, și aveam tot armamentul de război. Arme tot, aveam depozit de muniție, tot. Noi eram unitate activă. De fapt, spăteam piatră, dar într-un caz de, puneam una pe Kalashnikov. Și ăla s-a urcat în... Și ăsta cu ofițerul zice, dacă aș avea o pușcă, te-aș împușca. Ăla zice, stai să dau pantaloni jos, dacă tu vrei să mă împuști. Deci nu mai avea. Erau din ăștia, că acolo nu vedeai decât... armată, copaci și piatră. Mai vedeai ceva? Soarele, lună și zăpadă. Vara, în iulie, am mers zăpadă și am vrut să mănânc zăpadă și era plin de vierme. E un vierme care trăiește în zăpadă. Deci pe 6 iulie am vrut să fac și ceva că era ziua mea. Și era mi-a dat liber și a luat de nebun în pădure și am trezit în zăpadă. Mai era ceva pe acolo, mai era și ursul. Păi cu ursul e altă poveste. Deci noi ce făceam? Se numea furnale. Trebuia să meargă drumul și era stâncă, era munte. Făceau un furnal ca un cuptor de la de pită și băga în el azot, de amoniu, cutii de dinamită, motorină, tot ce bubuie. Și băga furnalul ăla acolo. Când băga furnal, noi trebuia să mergem să ne ascundem în grute. Pentru că venea obligatoriu casca, nu trebuia să lipsească. Am văzut la soldat că a venit piatra prin cască și i-a spart capul. Deci venea, după minute în șir, mai veneau pietre. Deci trebuia să stăm obligatoriu ascunși. Și odată merge să ne ascunde la o grotă din asta și când e un ursul, tot dă să fugă. Și vine un bătrân civil, era și muncitor civil, care turna podurile, punea ferbeton, făcea consolidările alea așa. Noi eram un căbrută. Și face civilul ăla, zice, nu vă face nimic, dați-l la o parte ca să intrați înăuntru. Și de asta ne-am pus vreo 20 de militari să dăm pe ăla la o parte. Pe urs. Pe urs, că el când auzea că arde, el ducea să dăpostea, că el a crescut acolo, era învățat acolo. Și ce crezi? L-am dădeam la o parte, intram înăuntru, când am ieșit, el a venit după noi. Când venea ora două, venea masa, venea ploaia. Nu exagerez. Poate să confirme că eu mai am și în cod, le-am oameni care au făcut armata cu mine, care am spart piatră cu el, albu, zică albu. Când venea mâncarea, venea și ursul. Și dădea peste noi, dădeam. Nu mânca orice. Morcov din ciorbă. Și când odată mă uit la el, el ăsta nu mai avea dinți în gură. Iar așa de bătrân era. Și morcov, pâine și dădeam. Nu era agresiv, dar dacă vrei să dai la el, venea și te împingea pur și simplu. Era cât un pițel, ursul. Nu trebuia să muște, dea o labă dacă îți dădea? Nu trebuia să-ți dea o labă. Dar numai să te împingă bine și erai destul. Am avut un șoc. Când m-am întors în Codlea, Gheorghița Xente, fotograful, a fotografiat ursul pe transfăgărașa și l-a pus la poartă la Imeciu. Și eu când am văzut, bă, zic că ăsta e Martin, mă. Și zic, păi ce, ăsta e ursul de pe transfăgărașa? Zic, mă, nici aici nu scap de tine eu. Deci asta a fost prietenia mea cu ursul. Ai făcut prietenie și cu ursul, dar era multă muncă grea și mi-a rămas în minte ce mi-ai zis la un moment dat că schimbați bocancii des. De ce? Pentru că era numai pe piatră. Bocancii, salopetele, aveam salopetele de miner. Mănuși, palmare, nu aveam mănuși. Palmarele, căsătocea. Dacă lucrai numai în piatră. Cât timp rezistau? De exemplu, eu bocancii cam la 3 săptămâni, o lună, trebuia să schimb bocancii, că ieșea degetele prin ei. Și era bocanci cu talpă de piele, din aia cu călcâiul cu potcoavă. Da. Și călcai, se auzea. Păi dacă vrei să te dai pe undeva pe derdeluș, pe asfalt sau pe petrișcu, mergea briș. În fine. Însă, e un lucru bun care era hrană. Aveam 4200 de calorii. Deci nu lipsea mâncarea, carne, salam, brânzeturi. Deci ne hrănea la așa. Una, a doua chestie. Se consumau multe calorii acolo. Mult.
aveai normă. Și ca să ne sensibilizeze să facem treaba, ne-a promis că ne dă bani. Ne-a făcut carnet de cec. Și când m-a liberat eu, mi-a dat carnetul de cec și aveam 3.800 de lei pe carnet. Pus în fiecare lună, depășire de normă, că depășeam normele, ne dădea. După aia am aflat de la Dumnezeu să-l odinească, comandantul meu, Gheorghe Bârlea, cântărețul de muzică populară oșenească. A fost comandantul meu de pluton și a mers pe Transfăgărășan. Și mi-a spus, băi, faceți treabă, ne-a chemat lângă el, băi, voi sunteți ai mei de la Beiuș. Că vă dă bani. Ei ce au făcut, ofițere? Au făcut regula asta că și ei primeau ofițere. Au primit bani mulți care să țăireau să meargă pe Transfăgărășan. Dar te-am văzut și tristă pe Transfăgărășan. Au fost mulți oameni care s-au prăpădit acolo. Vezi tu, era pe vremea aia că se vorbea că secretul militar, că nu știu ce. Eu n-am avut acces la armament sofisticat, la din astea, ca să nu vorbesc sau să nu era un secret. Dar când ne-am îmbarcat de pe Transfăgărășan, deci primul lucru ne-a schimbat ținuta, ne-a dat mâncare la raniță, ne-am încărcat pe armament, ne-am urcat pe sanie și am plecat. Comandanții ne-a instruit că sunt lucruri pe care ar trebui să nu le vorbim. Însă ani au trecut, regimul s-a schimbat, foarte mult din generația mea, ofițeri sigur nu mai sunt, printre noi Dumnezeu să-i odinească. Dar vreau să spun un lucru, a fost pentru prima dată când am văzut creier de om. S-au băgat 5-5 într-un tub de la de beton să depășească de ploaie. Mai sus s-a făcut o izitură de asta de îmbuscături de lemne. Până a venit apa acolo, ploua cu, nu, ce găleată, ce curge apa și a dus tubul ăla cu toți aia 5 în vidrarul. Cineva a pus o cruce, cineva a luat-o de acolo. Dar cel mai trist eveniment era într-o duminică. Venea corespondența. Deci fiecare duminică la ora 10 venea poșta și unii n-au primit, la Capra n-a primit și au furat din garaj, din garaj, o parcare pe Bolovan acolo, un carpaț din ala, un camion carpaț și ala a zis că el se duce la Piscu, că acolo a venit. Erau disperați să primească scrisori de acasă. Și fiind duminică și probabil că mai erau și ceva prăvălii din astea pentru civil, dar civilii ne mai cumpăra două prune și mai ciupileam și noi. Și ăștia, ăla, când a spus că pleacă, vin și eu. Și într-un loc, cred că ți-am arătat, se numește stânca lui Lazar, îi spune, acum e trambulina făcută, o curbă strânsă 90 de grade. Dar nefiind șofer, a pierdut controlul și a plecat mașina de acolo până la următoarea curbă și din câți au fost... S-au întors după o lună jumătate, unii erau cu mâinile, cu picioarele în gips, cu... I-a făcut ca pe salam, că mașina era cu prelată. Mașina a fost dusă la reparații de prietenul Sandu Petrea din Codlea, care a fost șoferul generalul Milea. Aha. Deci mașina, până la urmă, au reparat. De aici, de la Piscul Negru, se vedea ca un tablou, așa, pe coastă, unde vedeam noi, era o zonă, unde ieșea caprele la mâncare, caprele negre. Și vedeam asta. Și am fugit și noi, fiind duminică, am fost acolo. Și am văzut scalpul și creierii pe piatră. Deci, astea sunt lucruri care e bine să, dacă poți, să nu dai mai departe. Da. Deci, s-a făcut, într-adevăr, frumos. Însă, după atâta timp, mă încearcă un sentiment de îndemn și pentru voi, băieții, să nu mergeți. Unde? Mi-a lăsat un gust foarte amar. Nu știm să apreciem. Că am fost să văd Transfăgărășanul cu nevastă mea, cu băieții și atâta mizerie. Măi, românașul meu drag, mă. Dacă tu iei o raniță cu 10 kg de mâncare, mă, și când te întorci, nu poți să-ți iei o jumătate de kg de bidoane și de hârtii să le duci acasă, mă. Le lași acolo. Bașca, unii dă bani pe un spray în loc să cumpere o cutie de bomboane la copil și un spray și scrie numărul la mașină pe o piatră. Dar ne interesează că tu din Bihor ai ajuns acolo. Oare e frumos să facem așa? Și atunci am zis că nu mai merg pe Transfăgărășan. Te duci să-ți faci nevoile pe un lucru făcut și trudit de unii.
Tu ce drept ai, tu te duci să faci așa ceva, în loc să te bucuri, să vezi un lucru bun. Asta a fost treaba cu Transfăgărășanul. Când ne-am întors de pe Transfăgărășan, ne-a dus într-o garnitură de tren și când am ajuns la unitate, am fost luați ca și recruți. Ne-a dezbrăcat ca la recrutare, ca să nu zic nea goală, tuns, îmbăit, schimbat toată ținuta tot. Ne-a umplut pe duche, pe tren. 6 zile am mers cu trenul. Când era garnitură militară compactă, cu tehnică de luptă, cu tot. Și ne luau locomotivă, ne duceam într-o stație, ne luau una, ne duceam acolo. Când am ieșit afară, nu ne mai cunoșteam ca la recrutare. Și am început să facem instrucția de la întoarcerea de pe... Că dacă noi 6 luni n-am făcut instrucția, n-am făcut nimica. Că de fapt armata și eu care am făcut 30 de puncte la inițiere... 30 de puncte la ce? La tragerea la țintă, prima tragere. Și pentru aia se dădea permisie. Pe mine m-a sărit cu permisia, în fine. Și deși erai bun la lunetă. Am fost, cu asta pot să mă laud, că am fost în plutonul demonstrativ a unității. Deci când veneau studenți, pensionari, elevi și așa, mergeam și făceam tragere. Deci așa. Și acum toți zice, lasă te văd eu dacă mai faci. Zic, dacă îmi găsesc arma, nu știu dacă e important pentru tine, eu țin după 50 de ani, deci eu acum 20 am avut 50 de ani de când am plecat în armată. Eu țin și acum țin minte seria la armă. De ai mai pus mâna pe armă de atunci? Da. Am mai pus mâna pe armă la gărzi patriotice, că era obligatoriu să fii la gărzile patriotice. Și după aia am pus în 89 mâna, i-am luat-o lui un vecin, avea un AKM nou cu un sector de cărturi de război. Și atunci ți-ai dat seama că e periculoasă mâna lui. Parcă ceva m-a curentat. Și am spus, bă, tu știi ce e asta? Tu știi ce e asta? Păi ce o armă? Asta e moarte, mă, băiatule. I-am pus siguranța și zic, m-aș bucura să nu știi ce am făcut. Habar n-avea. Eu am pus siguranța la armă. Și a plecat. Știi că mi-aduc aminte arma aia când a fost la noi în casă. Da. Nu cred că a fost cea mai bună alegere. Dar cred că ca și atunci la colectivizare și acum au ieșit unii în față care nu prea știa cu ce să mănâncă treaba din 89. Asta e părerea mea. Mulți mi-au spus că de ce n-am ieșit în oraș? Că toată lumea ieșea și împușca pe toată lumea. Și am spus că n-am ce să caut în oraș. Cu cine să mă întâlnesc în oraș? Pentru că, de exemplu, tata lui doctorul Zăbavă a murit nevitom, batea pe trotuar, să uita recoșat la Modarom un glonț și a murit pe loc. Da, se trăgea. Da. Modarom are și acum urme. Bine, sunt și lăsate. Zici? Sunt multe semne după Revoluție lăsate ca să le vadă lumea. Păi n-ar trebui să uităm. Așa cum fac și vecini, bunii noștri vecini belgrădene. Am fost în Belgrad o săptămână, cuiva îi mulțumesc frumos pentru gestul. Deci sunt clădiri care sunt lăsate așa, ca să vadă vecinii ce au făcut americane. Deci sunt clădiri lovite și care puteau fi reparate. Da. Că văd că vecinii ăștia la alții de la răsărit, noaptea brușile bombardează și a doua zi le reconstruiesc. Nu aș vrea să vorbesc prea mult despre chestiile astea, doar atâta că constatarea mea ca unul care am pus mâna pe armă și chiar am făcut armata. Vedea face cu un popor bolnav. Ăștia sunt ruși, sunt un popor bolnav. Atât. Tu mi-ai zis mie niște povești despre ruși și despre cum tata a făcut armata și în armata a fost prizonier. Deși nu am vorbit prea des despre chestia asta, de fiecare dată când ajungem să vorbim despre ruși, oricât de mult am vorbit despre prizonieratul lui tataia în Germania, nu mi-ai vorbit niciodată de rău. Nu, pentru că n-am avut ce să spun. Deci tata avea niște cuvinte de apreciere la felul cum au fost ei tratați în Germania. Dar cum a ajuns el acolo? Hai să dăm un pic înapoi. Da. El a fost instruit la Terlungeni. La 19 ani a fost încorporat. 20 de ani a făcut în instrucție. Erau cazați în bordei în pământ. Și el a fost trimis pe front. Și a fost luat prizonieri. Între timp s-a întors frontul, a întors armele și a fost luat prizonieri de nemți. Ăsta a fost norocul. Coincidență sau nu, tot aproape de
Brașov. Păi, județul Brașov. La Chichiș, județul cu Covasna. Acum. A fost luat și în grija unui ofițer român, avea un pluton de tineri, i-a tot tras din linia frontului. I-a îmbarcat nemții și i-a dus în Luxemburg. A stat vreun an și ceva în Luxemburg, de acolo i-a dus în Olanda, deci a fost în zona flamandă. A fost în Olanda. Olanda, având statutul pe care l-a avut în timpul războiului, a transferat toți prizonierii în Germania. Dar ce a făcut el un an în Luxemburg, spre exemplu? A fost încăcerat. Le cerea să-i scoată la muncă, să iasă. Și era și perioada toamnă-iarnă și n-avea unde la ce să-i scoată. După ce a fost plecat în Germania. În Germania veneau nemți și lua prizonieri la muncă. Și care și cum să pricep? La ce să pricepe? Ei, fiind copii de la țară, se pricepeau la pământ, la animale și așa. Tata s-a dus la un neamț, neamțul a fost foarte încântat de ce făcea el, chiar a priceput la pământ, la animale, și îl trata foarte bine, neamțul. Însă, ce se întâmpla la ferma, la gospodăria neamțului? Totul era urmărit și cântărit, venea ofițierii și lua produsele pe cântar, tot, n-avea voie, îi lăsa rația. Îmi povestea că dacă în Germania avea două pachete de unt în frigider și nu le declara, îl scotea în stradă și îl împușca. Avea frigider? Sau în păstrare, în ce aveau ei, în fine. Așa. Și a mai supraviețuit acolo. Când a revenit iarna, a trebuit să stea iarăși din nou în încarcerare. Și scotea dimineața la apel. Și nu mai vedea cădea câte unul. Și a rămas puțin. Adică cum cădeau? Pur și simplu, nehrăniți, netratați, bolnavi. Mureau pur și simplu. Eu m-am ferit foarte tare perioada aia când am fumat. M-am ferit să fumez. Și tata mi-a dat un sfat. M-a chemat lângă el și mi-a spus: măi băiete, pe mine faptul că n-am pus așa ceva în gură, pentru aia am zile. Păi cum? Deci ne dădea două țigări pe zi. Și eu dacă nu fumam, strângeam țigările. Și ăla, fumătorul înrăit, îmi dădea pe rația lui de pâine și îi dădeam țigările. Fantastic. Păi zic, dacă nu îi dădeai, păi nu merge așa, că erau mulți, îmi punea pătura în cap noaptea și mă băteau dacă nu le dădeam. Și atunci era conviețuirea, supraviețuirea. Și eu mâncam pâine și fumam. Ăla care fuma multe țigări nu ducea mult pe front. A venit vremea când trebuia să facă schimbul de prizonieri. Și a fost sfătuit de ofițerul care era cu ei, maiorul ăsta, să declare că sunt dintr-un județ ocupat de ruși. Pentru că schimbul de prizonieri se făcea între nemți și ruși. Și s-a declarat din județul Strujineț, așa se numea județul. Și a pus pe tren... Județul Strujineț de unde? Din nordul Ucrainei undeva. Nu știu nici eu exact, n-am intrat în amănunte. Și l-a pus la tren și când a ajuns în zonă, în gară la Dolhasca, la Verești mai precis, a sărit din tren. Și a venit vă două zile pe jos, care bunica îi făcuse deja pomană, că a murit. Credea că a murit în război. Deci el, cât a stat prizonier la nemți? La nemți, în Germania, a fost din 44 până în 46. Și era cu mama Geta, cu bunica, de când? Nu era. A, nu era. El s-a întors în 46, el avea 23 de ani când s-a întors. Și a plecat, și mama avea 20. A plecat la 19. Dar la 19, premilitar a plecat. Am înțeles. Așa. Și mama lui a făcut pomană. Mama lui, da. Mama lui a crezut că i-a murit copilul în război. Da. Era o pierdere, dar a fost din 6 frați, care a ajuns toți, a trecut de 80 de ani. Și o soră, el era cel mai mare. Și ghița meu și ghița al meu. Și s-a întors de pe front. Când s-a întors de pe front, era deja instaurată puterea comunistă. Adică rușii s-au retras pe aici, dar au lăsat în urmă comunismul. Și el a făcut așa fel ca să evite tot timpul funcții și... Nu era omul care să facă lucrurile pe care le făceau comuniști. Și pentru asta a avut un pic de suferit și mi-aduc aminte un episod, adică s-a certat cu vecinul, a intrat într-o discuție cu ea. Și aia zis cuvânt nepotrivit și tata i-a amenințat-o că dacă nu ține gura, e dă o corecție.
Și am zis, atâta trebuie să te apropii de mine că mă duc la Ana Paucăr. Și tata i-a zis, zice, fac-o și dregu-ți cu Ana Paucăr, la că-ți dai o ție. Ce crezi, că aia nagul? Mi s-a dus și l-a spus. Și s-a trezit tata cu jandarmi. L-a luat. Că a înjurat partidul. Asta mi-a povestit mama. Și după 2 săptămâni, eram surat, aveam pe sora mea, pe Maria, și 2 săptămâni l-am lecuit numai cu seu de oaie. L-au bătut. Și l-a întrebat, dar spune și mie cum a fost. Deci m-au luat de acasă și m-a dus înapoi acasă. Deci nici mie, copilul lui, după ani de zile, nu putea să-mi spună că eu, după ce am ajuns în clasa 5 și așa, am început să învăț istorie, geografie și astea. La biserică vedeam lucruri, la părințile ăștia, după ce punea găleata cu țuică pe masă și o bea toată și începea să povestească, eu ascultam, știi? Și după aia puneam întrebări. Uh-huh. Și tata m-a văzut că... Era un pic diferit față de ce se preda la școală. Era altceva. Și tata m-a văzut și, pur urmă, când avea timp, mă lua lângă el. Bine, recunosc că din 5 copii eu cam am fost fluebleța lui. Și apoi, deși era un om destul de sever, așa. Foarte sever, dar corect. A avut o relație destul de grea și cu mama Geta, dar care îl ierta pentru că și-a asumat niște lucruri foarte grele. Da. Și a fost familist. Deci, dacă mă întreb acum, părinții mei erau două caractere, două firi diferite, în unele lucruri total diferite. Dar atât de mult s-au iubit oamenii ăștia că nu pot să spun. Deși când i-am prins eu... Zice, unde ne-au? Erau ca așa recele și pisică. Faptul că el a fost plecat, ea a fost tânără și mama, peste faptul că a avut o problemă cu fizicul, mama a fost o femeie tare frumoasă și era curtată. Și din ură sau poate fost și adevărat, nu știu, ieșea un fel de fel de vorbe, știi, că într-o localitate de astea mică toată lumea se știe cu toată lumea. Și probabil el, simțindu-se orgoliu rănit, a răbufnit. Ea, cât putea să apere o femeie? Cât putea să creadă el? Era niște oameni care nu aveau prea multă instrucție, prea multă carte, prea... Înțelegi? Deci percepția lor era limitată într-un fel, dar asta i-a ținut, faptul că au crescut 5 copii și i-a purtat la școli și le-a făcut nunți și așa, eu totdeauna am spus, mama a fost mintea și tata a fost mușchi. Povestește-mi un pic episodul ăla, când a trebuit să plece tataia de acasă să muncească la pădure, dintr-o familie care avea pământ moștenit, a ajuns într-o situație în care mâncarea era puțină. Era prea puțină. Repercusiunile secetei din 47, care s-a lungit în 48, pământul mai puțin roditor, nu erau semințe și chestii din astea, era obligat, mai ținea și animale și așa, era obligat să mai facă și altceva. Era în perioada toamnă, târziu, iarnă și toată lumea stătea la adăpost, trebuia încălzită, hrănită și așa, și ajunge să... Că trebuie să facă ceva. Oamenii, bă, uite, e cu tare loc să mergi să lucrăm la pădure. S-au pus pe tren și a luat scule și s-a luat la pădure. Nu mai știu exact unde. Și el le-a zis, bă, voi veniți, uite, așa sună, eu bani nu am, vă dau, dar vă dau cereale, vă dau porumb. Și a lucrat 1 săptămână la pădure, dormeau ortei în pământ, în pădure, acolo, și la urmă le-a dat un sac de boabe de porumb, un sac de grăunțe. Și a venit cu... O săptămână de muncă grea la pădure pentru... Un sac de grăunțe. Dar acolo le dădea mâncare, ce le dădea lor. Și a venit acasă cu un sac de grăunțe. Și era tare bucuros că a reușit să fac rost de un sac de grăunțe. Știu familii care... Prima recoltă care se trăia era orzul și amesteca orzul cu porumb și făcea la moară. Sau făcea, era... Făcea ce? Făcea o uruială pentru ce? Nu făcea uruială, făcea făină, o cernea și făcea mămăligă. Din? Și pâine. Făcea un fel de mălai. Mm-hmm. Cu lapte, cu ăsta. Pentru deci... că altceva nu prea mai era. Dar mi-ai zis la un moment dat o poveste despre cum sacul ăla de grăunțe n-a ajuns ușor acasă. Știi că pe tren era controlorul, era și ăla supercontrolul care căuta de bilete și era și cu miliția, uh-huh, cu ei. Și erau și ei
ce salariu avea la CFR-ul, dar ei avea pretenția că trebuie să trăiască mai bine ca amărâță ăștia și l-ar fi amenințat unul din ăla. Și tata i-a spus, eu nu l-am pentru copii. Dacă te atingi de sac, o să-ți fac ceva care nu o să-ți placă. Nu mai reproduc cuvintele. Și tata prima dată s-a uitat la mâinile mele și când m-a văzut cât sunt, știți, era un munte de om. Deci milițianul meu s-a liniștit. Și când am ajuns să coborând din tren, vă doi dintre ei n-avea. Nu mai avea saci. Că luasă. Era o localitate la Lesbos, erau evrei. A luat de la aia saci și împărțit de la toți și le-a făcut și la aia parte că trebuie să duce acasă la copii fără nimic. Da. Era o glumă. Zice că ce APO e un rai, fură dacă vrei să ai. Cum? Zic că ce APO e un rai, fură dacă vrei să ai. Asta era zicala neoficială. Da. Să, de pe câmp, tot ce se putea aduna, adunam. Eu, copil fiind, mergeam cu gașca și eu mergeam pe câmp noaptea. Da, dar diferența e că în România un copil prins la furat de cereale nu era trimis în gulag. Am citit niște chestii în ultima vreme prin zona în care era controlată de Uniunea Sovietică. Foametea și cu sărăcia a făcut cam și niște copii care strângeau boabe în spatele camionului căruței. Am citit. Să ajungă în gulag. La noi a fost greu, dar parcă a fost un pic mai ușor decât la ruși. Ușor în sensul că, spuneam mai devreme, într-o localitate mică de la țară, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Și există gradul de rudenie, inevitabil. Rude prin asociere, rude de sânge și așa. De aici în comunitate. Chiar dacă aplicau o corecție, era de mai ușoară. Înțelegi? De exemplu, pe mine, dacă m-a prins paznicul că am scăpat vitele în porumb, îmi dădea vreo două bețe pe la spate sau mă prindea, dacă mă prindea, dar de fugă așa, că nu prea mă prindea el pe mine, numai că era tânăr. Și fugeam și când ajungeam acasă, primul lucru să văd dacă m-a spus lui tata. Dacă mă spunea lui tata că am scăpat vacile, eu îi spuneam că m-a bătut. Și se cam ferea să... că unul a comis-o. Unul mergea cu carul, cu căruța și eu eram pe marea drumul și ăsta m-a pișcat cu biciu. Și eu m-am dus acasă plângând și tata zic, de ce plângi, mă? Și eu dat pantalonii jos și am arătat. Nu m-a mai întrebat nimic. A plecat și mama zice, ce ai pățit, mă? Eu plângând i-am spus nu știu ce și nu trebuia să fie luptat. Păi de ce? Cum să ne spun că m-a bătut și nu știu ce? Hai să vezi tu ce iese de aici. S-a dus Punisher să rezolve. S-a dus și nu știu ce l-a întrebat pe ăla, dar i-a luat biciu. Mi-aduc aminte că am uitat acasă și întreb mama, zice, unde ai fost? Și am pus să-i arăt lui ăla cum să bate cu biciu. Ăla când trecea pe stradă, pe drum, când ne întâlneam pe uliță, așa se uită cu ochiul la mine. Dar da. Știi că am avut și eu o poveste de genul ăsta cu unul care mergeam eu pe bicicletă și mi-a dat el cu biciu după mine și a doua oară când m-am întâlnit cu el s-a uitat și el așa la mine mai cu respect. Auzi, când o să avem o pauză, o să-ți arăt urmele pe mâna asta. Deci ăla care te-a luat cu biciu a fugit în mașină, avea o Dacia 1300 la unchi său, în mașină, la cântar. Ala n-a știut că eu eram băiatul tău. Da. Și eu mă duc la el geam și la mașină și îi fac semn să lase geamul jos și el se uita la mine așa, zic, tu știi cine ai dat cu biciu? Și ăsta unchi său, stănirlă, zice, a fost o treabă de copii. Da? Dacă nu trecut pe lângă el, știu că e copilul meu și ăla cum ținea geamul așa, eu n-am mai ținut cont că e geam. Și a dat pe-n geam și doctorul Trifu mi-a spus, zice, puteai să rămâi fără mână. Nu, e un lucru de că să fac, dar eu cred că dorința de a-ți apăra bunul, a-ți apăra odrasăla, mai faci și lucruri nepotrivite, că toți părinții mai fac și lucruri din astea. Da. Nu mă laud cu asta, dar pentru că ai adus în discuție. Am stat destul de mult acolo în spate, pentru că sunt multe lucruri care nu mai sunt astăzi, dar parcă rimează. Parcă sunt unele chestii de funcționare a lumii, de felul în care se fac lucrurile care par străine. Dar ne-a mai zis profesorul Borțun că nu înțelegem cu adevărat istoria recentă decât dacă ne-o povestește cineva din familie. Degeaba le spui oamenilor din cărți cum a fost atunci. Eu m-am zbârlit, spre exemplu, când mi-a zis inclusiv povestea aia cu rușii când s-au retras și ce prăduiau și ce făceau prin gospodăriile românilor. Și m-aș mai întoarce o dată acolo și din cauza contextului, ca să înțeleagă oamenii că
atunci când tu zici că rușii sunt cum sunt, nu este o poveste din auzite, este o poveste la prima mână, de la, din familie, de la rude, de la oameni din comunitate, ceva trăit. Ceva trăit care e încă viu și care e încă o rană deschisă în amintirea noastră. Și din nou, nu e o chestie de ură împotriva unui popor, ci este pur și simplu adevărul nostru, pentru că noi aici am fost călcați de mai multe feluri de migratori. Ăsta este cel mai recent, să zicem. Ceea ce văd eu acum că se întâmplă la vecinii noștri și încep să mi-aduc aminte din povestirea părinților și le pun cap la cap, de asta spun că poporul ăsta e un popor bolnav și de o boală care nu se vindecă. Deci ceea ce fac ei acum în Ucraina, ăștia au făcut dintotdeauna pe unde a fost. Ei la origine, nu niciun secret, sunt un popor tribal, sunt un popor expansionist și sunt mânați numai de răutate. Toată lumea condamnă pe Putin. Putin e o emanație acestui popor, nu conduce numai el. El purtă steagul și face lucruri nepotrivite, dar nu are lângă el din aia care să-l tragă de mână, cum am eu o vorbă, să-i tragă frâna de mână. Din când în când nu. Îl încurajează și el, în boala lui, zice că face bine. Eu mi-aduc aminte un episod care arată ce fel de oameni sunt ei, ăla cu, dacă ți-am povestit vreodată, cu oaia. Deci s-a dus la un amărât și a luat o oaie, de la unul a luat un ceaun, s-a dus într-o grădină, într-un pârâu acolo și a pus, a tăiat oaia și a pus să fiarbă. Când a început să fiarbă, a început să mănânce. Când a terminat de mâncat, au crăpat toți, că mânca carne crudă, șase ruși. După aia s-a dus sătenii și i-a băgat într-un șanț acolo și a acoperit, că a început să se miroase. Deci astea sunt lucruri care mi-a povestit mama, care a văzut războiul, nu la televizor, l-a văzut pe față. Și râpa aia acum se numește la ruși. Multă vreme se spunea în groapa rușilor. Hai, groapa rușilor. Acum nu mai s-au schimbat lucrurile. Mm-hmm. Însă, ce se întâmplă acum, sunt răni care nu se vor vindeca foarte mulți ani de aici încolo. Pentru că sunt copii, așa cum au fost părinții mei și au văzut războiul, sunt copii care au văzut părinți împușcați. Și acum vin salvatorii să-i ia, să-i ducă, să facă. Deci ăla când va ajunge la vârsta care o am eu, își va aduce aminte tot cu o amărăciune de ce au făcut cei care cred că îi fac bine lui, de ce a făcut la părinții lui. Rânile care nu se vindecă sunt cele care se fac de oameni către oameni. Astea sunt lucruri care nu se vindecă. De aia se spun greșeli. Când faci o greșeală și o faci fără intenție, se numește greșeală. Dacă nu o faci cu bună știință, se numește crimă, se numește răutate, se numește tot ce înseamnă inuman. De ce spunem noi inuman? Pentru că noi suntem unde suntem, în vârful lanțului trofic, da? Dar noi facem lucruri pe care animalele nu le fac. De exemplu, un câine, dacă e luat puiul și arunca mai încolo, îi duce înapoi în adăpost. Ori un om își pune copilul în pungă și îl găsește la container. Și alții vine să-l constate, al cuie și îl găsește pe vinovat. Și zice că ăla e bolnav și are probleme cu capul. Dar până ajungi să faci un copil, să aduci acolo, n-ai avut cap, n-ai avut probleme cu capul. Deci, asta fac vecinii noștri. Ei nu pot sta. Nu că n-ar avea. Sunt țara cu cel mai multe resurse. Sunt 163 de milioane de nebuni. Și s-a dus peste ăștia că nu știu ce vor să facă. Dar Ucraina are independență de 31 de ani. Acolo, când tu tragi cu racheta, eu omor numai pe ucrainieni, eu omor și pe ruși, că sunt foarte mulți ruși. Dacă ne uităm la istorie, că știi că eu sunt un pasionat de istorie și am citit și m-am informat cu multe chestii. În 1935, Stalin a depopulat prin înfometare zone din Ucraina unde a dus ruși, rușii ăia. Faci referendum și spui că toată lumea vrea cu Rusia. Serios? Dar atâne și nou. Hai să explicăm chestia asta. A depopulat prin înfometare, că le lua toată mâncarea și o trimiteau la Moscova și în alte zone din Rusia și lăsau pe ucraineni fără mâncare pentru copii, de ajunseseră deja să le pună anunțuri pe stâlp acolo că nu este bine să-și mănânce copiii, pentru că nu mai aveau cu ce să-i hrănească. Te zbârlești, n-ai cum să rămâi om la așa ceva și să spui că într-adevăr aia sunt ruși acolo. Da, sunt ruși în unele locuri unde s-a făcut, exact cum îi zici tu, de populare și prin înfometare, nu doar prin colonizare.
a început acum, mai nou, să nu mai împingă tinerii ăștia nevinovați, că a luat din zonele favorizate și i-a dus să instruiască 2-3 săptămâni și a dat pușca. Să duce la un poligon, în pușcă 12 nevinovat. Tot știri, nu știu cât sunt de adevărate, dar discutăm despre ele. Despre știri care le vede o lume întreagă, nu am inventat noi nimic acum. Acum, mai nou, au observat că poate să-i bată de la distanță, da. cu tehnică, cu florare, cu poveste. Întrebarea este, de atâtea luni de zile, toată lumea zice, nu mai termină armamentul. De atunci până acum s-a fabricat încă de 3 ori că se folosește. Nu știu sigur, mai vedem. Însă, păcatul mare este că o așa putere, cu așa potențial, cu așa avere, nu lucrează într-un mod constructiv spre bine rușii, pentru că ei sunt bolnavi. Dar nici măcar pe oamenii lor nu îi protejează. Adică sunt o grămadă de povești astea care vin de acolo despre ruși, care exact cum ai zis tu, cum veneau ăia 7 cu o pușcă. Da. Când murea primul din față, lua ăla din spatele lui pușcă. Da. Deci erau 7 la o pușcă. Așa cum ai, au trimis cu echipament prost hainele de pe ei și le cumpără singuri. 2022, soldatul rus trebuie să ducă pe front cu hainele lui de război. Ca unul care, iarăși, repet că eu am făcut armată și îi văd pe ăștia echipați și cum prezintă armament și treburi din astea, eu cred că, dar sigur, există o formă de informare să arate numai ce vrea să vadă lumea. Corect. Sunt lucruri pe care noi nu le știm. Și dintr-o parte și din alta. Să nu uităm un lucru. Rușii sunt primii oameni care au ajuns în cosmos. Rușii sunt primii oameni care au făcut metrou, deci cel mai vechi metrou din lume e la Moscova. Noi să nu uităm de țarul Petru, că și ăsta e tot un țar. A purtat un război 21 de ani. Dar să nu uităm un lucru, că Petru a fost singurul rus care a făcut înconjurul lumii, s-a întors înapoi, a luat 2 milioane de ruși, le-a tuns barba, a adus un arhitect italian și a făcut unul cel mai frumos oraș ale lumii, Sankt Petersburg. Să nu uităm de ce tehnică militară au. Rușii la momentul ăsta au cel mai mare avion din lume, Antonov, apropo, condus tot de un Antonov, și au cea mai lungă cale ferată de 8.000 de kilometri în Transiberiană. Să nu uităm un lucru, că e singura țară care nu are graniță cu unul din cele mai mari popoare ale lumii, cu China. Deci Amurul e graniță nepăzită între Rusia și China. Știi, nu? Ei, deci oamenii ăștia au atâtea bogății naturale încât dacă și-ar vedea de treaba lor, nu s-ar putea nimeni atinge de ei. Poate că au prea multe bogății. Ei, zice că unul când ajunge să aibă prea mult, îi zice că e îmbuibat și începe să-i se facă lehamite. Și îi se pare că toată lumea trebuie să fie ca el și să zică ca el, pentru că mai bogat, că el nu e, și dacă e cel mai bogat, e și cel mai deștept. Și dacă tot e cel mai deștept, să nu fii nici deranjat. Și vrea ca vecinii lui să nu se uită peste gard. Lucrurile nu mai merg așa. Eu spun un singur lucru. Doamne ferește ca unul dintre cei care e acolo, unde nu trebuie, să greșească un buton. Au și cele mai multe arme nucleare. Nu, au 3.800 de focoase nucleare. Sunt pe primul loc în lume. Tu știi asta pe de rost? Pe de rost. Ca să înțelegeți, tata este pasionat de istorie și are o memorie enciclopedică la capitolul ăsta. Doamne ferește ca unul să greșească un buton. Uitați-vă unde s-a plasat Pentagonul. Rețineți cuvânt. Pentagonul, trupele. Deci, din Estonia, Polonia, România, așa, i-a făcut frumos. Să greșească rusul un buton pe NATO, nu rămâne piatră pe piatră. Doamne ferește, nu rămâne piatră pe piatră. Întrebarea mea este, dacă tot se dușmănesc așa de tare, de ce nu fac cum zicem noi români? Mă, hai să ne spălăm rufele în familie și să nu ne punem la usca pe gard, da? Sau să le spele pe gardul lor, nu pe gardul nostru. Așa. Dacă tot nu vă iubiți, de ce nu vă duceți voi în Alaska, mă, că aveți graniță la 5 km? Vă bateți acolo. Nu. Spun o istorie. Cine știe vreun război petrecut pe teritoriul Rusiei sau în America, în afară de războiul lor cu sudiști și nord-estie? Unde s-au mai bătut ei? Pentru că când Gorbaciov s-a întâlnit cu Brușel bătrân, poate că l-avea mai mult creier, dar nu știu dacă chiar avea la Ialta, a împărțit lumea. Toată lumea a zis că a căzut zidul
dacă a căzut poarta Brandenburg, dacă a căzut zidul Berlinului, s-a făcut pace. Hai să fim sănătoși și să gândim sănătos. Și noi vorbim de ruși și de Uniunea Europeană. Care e Uniunea Europeană? În afară din cele 26, că a fost 27 de... Apropo, englezi de plâng acum că vor înapoi. Vor înapoi. 26 de state. Singurele două țări din Uniune care n-a avut conflicte militare a fost România cu Iugoslavia. Restul toți au avut între ei și au conflicte între ei. Și atunci vorbim de Uniune. Avem un conducător, un purtător de steag să se întâlnească cu unul dintre cei doi mari. Mahări ale lumii. Avem. Avem o armată. Avem o Constituție care e respectată. Când o să o avem? Imperiul Austriac a dominat, au condus și dominat în Ardeal 100 de ani. Pe un principiu. Dezbină și domină. A dezbinat România și i-a condus. Asta se întâmplă. De cei doi mai mahări caută să facă din Europa un loc de petrecere. Nu vreau să spun altfel. Eu am o vârstă și e vorba românci, că și-a trăit aia și-a mâncat mălaia. Dar mă uit la copiii mei, mă uit la nepoții mei, ce viitor îi așteaptă când lumea asta e pusă pe rele. Din 90 până în 2020 am avut parte de 30 de ani frumoși de liniște, în care toate au fost mai bune, din ce în ce mai bune. Nu e o constatare, e o realitate. Lumea asta n-a trăit mai bine ca acum niciodată. Așa este. Peste 70, aproape 80 de ani de pace. La nivel mondial. Nu vorbesc de conflicte din astea între anumite, pe anumite zone. Fiecare om își permite o mașină, fiecare om își permite o sursă de informație, o vacanță, o toală, o hrană. Toată lumea își permite ceva. Nu trebuie să meargă o săptămână la pădure să vină cu un sac de grăunțe. Vremurile grele naște oameni puternici. Vremurile bune naște oameni slabi. Nu mi-o scoate nimeni din cap. Întâmplător am citit treaba asta scrisă și vorbită de prințul moștenitor al Dubaiului. Deci ce a zis omul ăla e ultimul cuvânt din Biblie, ca să nu zic că ei sunt cu Coranul. Hai să așa, deci tata a venit... Tot un popor avramic. Bunicul meu a venit pe o cămilă, da? Eu conduc un rover, fiecare mă conduce un BMW. Până nu ajungem înapoi la cămilă, nu va fi bine. Deci, moștenitorul Dubaiului. Adică, nu spune că neapărat trebuie să meargă călare pe cămilă. Trebuie să înceapă să ajung în forma aia de crede în lucruri. Deci, de ce anume? Uite, în engleză se spune, și noi am tradus în română cumva, reziliență. Adică, rezistență, adaptabilitate, cum să-i spunem? Despre ce fel de schimbare crezi tu că e nevoie ca oamenii de astăzi să nu fie slabi? Că vremurile bune aduc oamenii slabi. Crezi că avem oameni slabi acum? 30 de ani de după Revoluție și 80 de la al doilea război mondial. Marele Eminescu are trecut de 150 de ani. E temă în examenele de admitere și absolvire. Vorbim în politică de bretieni. Cine a fost bretiene? Cine a fost mareșalul Antonescu? De 30 de ani, noi avem un exemplu române de un scriitor care poate fi temă de examen. Avem noi un conducător emblematic care să facă un program sau să vină cu niște idei ce se întâmplă în România peste 30 de ani. Am început cu cincinale. De ce erau alea cincinalele? Cine le-a făcut? Că le-a făcut Ceaușescu. Ceaușescu purta un steag. Crezi că el știa tot ce se întâmplă în regim? Eu am lucrat în sistemul ăla. Că zice că până la Dumnezeu sfânt să scut ochii. Tot atunci l-am auzit, în perioada comunistă. Pentru că eu m-am născut sub dej, în regimul ăla, dar era tot românii. Am crescut pe timpul Ceaușescu și m-am trezit în regimul pe care eu nu pot să-l numesc. De exemplu, eu pe eșichierul politic nu pot, dacă mă întrebi acum repede, nu pot să spun o figură emblematică, pentru că pe mine nu mă reprezintă niciunul pe schema politică. Pentru ce s-a făcut DNA-ul? Pe cine urmărești DNA-ul? Pe Neacu Stică de la țară care nu-i mai dă voie să țină porci că miroase răul vecinul care lucrează la bancă? Pe cine deranjează? Pe cei care stau la coadă? Cine stă la coadă? A ajuns conducători ca să fie în clică, să îmbogățească și să fure. Vine unul fost ministru, intră pe contrasens și omoară doi nevinovați. Ai mai auzit ceva de dosarul ăla? Sunt foarte mulți așa.
Ei, astea sunt lucruri pe care noi le vedem date de unii cu bune intenții de a îndrepta lucrurile, de a merge într-o direcție bună. Dar cei care nu vor să meargă într-o altă direcție, le acoperă, le bagă sub preș. Îți imaginezi că peste 100 de ani, copiii, nu știu dacă va mai fi nevoie, va putea vorbi despre un conducător? Mă întreb. Vom avea probleme să evaluăm în 1989 decembrie ca fiind o revoluție. Poate a fost o lovitură de stat, poate a fost o revoluție. Poate Iliescu a fost pro-occidental, poate doar a încercat să salveze socialismul într-o altă formă, comunismul într-o altă formă. Sunt mai multe necunoscute decât chestii lămurite. Eu cred că cine ar fi gândit în 89 că poate îndrepta lucrurile din două, una, ori era naiv, ori prost intenționat. Și atunci de ce n-ai plecat de aici? Pentru că ai avut tentativă de a trece granița. De ce n-ai rămas plecat? Eu am avut tentativă, chiar am vrut să fac chestia asta, dar am vrut să prima dată să mă conving dacă merită. Pentru că eram convins că dacă mă voi duce afară, mă pun slugă la alții. De unde știi? Sunt mulți români care s-au dus afară și au devenit antreprenori, deci, și au făcut un rost. În puterea mea, în educația pe care am avut-o, în școala care am putut să o fac eu, în ce am putut face eu, am zis că eu mă pot realiza și aici. Îmi pot crește copii, acum la o proprietate, îmi pot trăi viața și vreau să spun, spre bucuria mea, mi-a și ieșit. Eu dacă m-aș fi dus, de exemplu, în Germania, m-aș fi adaptat. Eu m-aș fi putut adapta oriunde, absolut oriunde. Dar nu știu dacă mai aveam 70 de ani. Nu știu dacă mai aveam satisfacția. Atunci când aveam o tentativă, aveam copii mici, soția, am stat prima dată și mă gândesc, pentru ce să mă duc eu? Să realizez ceva. Dar eu, toată viața mea, voi fi un plecat. Voi fi un străin. Dar sunt la mine în țară, nu mă sunt străin. Pentru că trăiesc în locul în care îmi place, care îmi convine, în care respect și sunt respectat. Deci eu în comunitate, eu am o politică a mea pe care chiar mi-a ieșit. Nu fac comunitatea de râs. Familia mea, copiii, soția mea, sunt apreciat, sunt respectat. Poți să-ți arăt, eu am telefonul primarului, dacă sunt la 12 noapte pe primarul, mi-e răspunde la telefon. Deci, acum, contribui la... Mai sunt oameni în Vulcan care îți spun șeful? Eu am ajuns unde trăiesc acum, șef de secție la mecanizare. Și ca să-mi zică șeful sau... Ca să-mi zică domnul Buhni sau să-mi zică așa, șeful. Dar hai să le dăm oamenilor traseu un pic scurt. Deci tu ai ajuns în Brașov, în Codlea când? În 1971, în primăvară. După armată. Nu, în 71. În Brașov m-am recrutat. Ai plecat în armată din Brașov. M-am întors. Era legea că în 11 zile trebuia să fii la locul de muncă, că altfel te-a cățat băieți. Uh-huh. M-am angajat, da? Și după urmă a început... am luat-o în piept viața adevărată. Dar... Te-ai întors după armată în Codlea. Da. Ai primit loc de muncă la... Am fost la uzina mecanică. La uzina mecanică. Unde ai evoluat, că ziceai tu de strungar mai devreme, ai învățat să lucrezi cu metalul, nu? Da. Și ai făcut cursuri până ai ajuns, cum era chestia aia? Am făcut toate treptele de la ucenic până la maestru. Până la maestru de care? Maestru? Maestru pe linia de montaj. Și practic lucrai la vremea aia, mi-aduc aminte că am și văzut o instalație în asta foarte complexă ca, cum îi zicea la chestia aia, carusel. Deci, da, m-am perfecționat și am ajuns la categoria maximă, care se putea da la un muncitor, era categoria 7 cu treapta 2. Am terminat școala de maestre la liceul din Brașov, 2 ani am făcut școală, de aia care se făcea și sâmbăta, nu școală. Practic tu mergeai la liceu la seral în timp ce și munceai. Da. Deci am făcut liceu 5 ani la Seral. După armată. După armată. Am terminat în 81 liceu, după aia am crescut în categorie, am ajuns, m-am mers, am făcut 2 ani de școala tehnică, m-am întors maestru și aici fac comparație cu școala care se face acum pe zona de meserii, ce făcea atunci.
Deci eu eram maestru și veneau, aveam ingineri stagiari care veneau. Și veneau și îmi cerea sfaturi și eram de vârstă apropiată. Deci la un desen tehnic, la un montaj, la o ansamblare, la ceva, era o vorbă, zic, teorie că teorie, dar practică te umoară, știi? Și vine la mine și zice, meșteri, uite, hai să o facem împreună, că vezi că iese. Erai bun la desen tehnic, te-am văzut. A fost una dintre... Vreau să spun că eu la școală am învățat ca să știu și am învățat de foarte multe ori de rușine ca să nu mă ridice cumva așa ca capra între oi, știi, să râdă colegii de mine. Așa. Te-ai ridicat în uzina mecanică și de acolo, cum ai ajuns tu în agricultură înapoi? Eu am fost maestru în montaj, 4 ani, să montat tractoare pentru Republica Democrată Germană. Deci se făcea două culori. Faimoasele tractoare care se duceau la topit, nu? Se fabrica tractoare în două culori. Pentru țările comuniste erau vopsite cu roșu, pentru capitaliști era cu albastru. Uh-huh. Asta ține cont de treaba asta. Și echipam un tractor, încărcător frontal, pentru lucrări din astea, în depozite și așa, pentru Republica Democrată Germană. S-au umplut Germania de tractoare. Da? Șeful meu, inginerul Vlădăreanu, Victoraș, a plecat din uzină șef la FNC-ul. Fabrica de nutrețuri combinate. Și într-o discuție cu el îmi spune, măi, zice, uite bă, vărul meu Marcel, care e șeful mecanizării de la IAS-ul, are nevoie de un băiat. Bă, ți s-ar potrivi, mă. O să stai aici în fabrică și așa. M-a chemat la o discuție. După discuție, ăștia deschiși, verd primar, i-a spus, bă, zice, e bun, mă, leu. A fost coleg de facultate cu directorul, cu Munteanu. S-a la Munteanu, cu mine. Zice, uite, băi, Marcele, dă-mă băiatul ăsta mie. La care Munteanu, poate sună laudă, zice, auzi, te duci la mine în montaj, în fabrică și îți alegi doi care vrei tu, dar pe ăsta nu ți-l dau. Bă, nu vreau pe ăsta. Dacă îmi dai bine, în glumă, cât în glumă, după aia eu am ținut cont că de sărbători ne dea niște pachete și eu mă duceam și eu la directorul, la fostul meu director și el aprecia foarte tare chestia asta. A trecut timpul și directorul IAS-ului, Tatu, a ajuns secretar cu probleme agrare a județului. Șeful de secție din Vulcan trebuia să ajungă primar. Și la secția din Vulcan trebuia... Secția de agricultură, de mecanizare agriculturii. De mecanizare agriculturii. Domnul Teoc, Dumnezeu să-l odinească. Și trebuia un băiat. Și a început să caute și mă cheamă domnul Tatu la el și spune, zice, măi, pe mine toată lumea mă știe de naie. Nu vrei să mergi șef de secție la Vulcan? Uite, ăsta vrea să ajungă primar. Și eu niciodată nu i-am zis, ne-am tovarășul, ziceam, domn director, mie bine unde sunt, am copii și nu știu ce, ți-i mai o săptămână să te gândești. Mă întorc înapoi la Vlădăreanu, noi ne împrietenisem amândoi, aveam noi un bonc acolo, un coniac tot timpul și odată la un par, zic, băi, uite mai ce-mi face ăsta. Și băi, fiți că nu prea ai de ales. Opa, vin acasă, îi spun o mamă ta, ce să nu mă duc pe mine în Vulcan, mă bagi în groapă acolo, că nu vreau, că nu știu ce. Pe vremea era o fundătură. Vai de mine. Era o fundătură săracă. Și mă duc în Vulcan. Un singur drum asfaltat. Directorul Stoian. Bă, zice, dacă vii la mine, te pup. Bă, ce are toată lumea asta cu mine? Mă pun numai la treabă așa. Treia veni până acum. Nu, Lenuța, soția lui, era contabilă. Care făcea toate hârtiile. Deci Lenuța nu-i vrea pe niciunul. Și ce mă vrea pe mine? Bă, ne cunoaștem, eu știu că tu să faci treabă. Și mă ia și mă duce la Bușgoi Dumnezeu să-l odinească. Șeful CAP-ului. Marele șef al CAP-ului. După a ajuns 3 ani de zile, eu am venit pe 5 aprilie, șef de secție și el pe 3 a fost numit director general. 3 ani. După aia a făcut 3 ani înainte Revoluției și 3 ani după Revoluție a fost director general, direcția agricolă. Și a zis lui Teoc de față cu mine, deci eu fiind deschis, i-a zis lui Teoc, zice, bă, în sfârșit ați găsit și voi un om. Și pur și simplu ne-a dat afară, că ăsta așa era obiceiul lui, dar nu în sufletul lui, nu era răutăcios. Deci, practic, ei se căzneau să găsească un șef la tractoriști. Un șef la tractoriști. Băi, să m-a acceptat din primă. I-am văzut, i-am simțit majoritatea. Era unul singur care nu era din localitate. Câți tractoriști erau? 26. Aveam 4.223 de hectare de pământ. Cu fâneață, cu arabe. Încă mă știi pe de rost toate astea. Toate le știu pe de rost. Și toate astea le lucrai cu ăștia, tractoriștii ăștia, care erau greu de stăpânit. Eu aveam un fel de a lucra cu ei, pentru că și acum dacă mă întreabă lumea prin sat, zice, bă, bun, care e bun? Zice, ăsta, șeful tractoriștilor. Și deci de-aia ți-a rămas ție șeful, că tu erai șeful la tractoriști care tu îi struneai. Îi struneam în sensul că eu aveam o politică cu ei.
când greșești, prima dată vii la mine, că pe tine nu te trag de urechi, șefii, pe mine mă trag. Toate lucrurile duc în colț. Nu mă minți, că dacă mă minți, nu știu cum să te iau. Deci, hai să facem așa, ai nevoie de ceva, băi, prima dată vii la mine. Mă duc în pădure. Dă-i, doamne, două gălezi de motorină, ce fac, șefule? Dă-i, mă, cum ți-am zis, că doar eu semnez. Dă-i două gălezi de motorină lui ăsta. A doua zi trebuia să fie spirt, că nu mai primea. Pentru că tractoarele astea erau singura soluție să-și mute niște lemne, să-și rezolve o chestie prin gospodării. Și atunci tu trebuia să ajuți pe toată lumea, că așa era sistemul. Așa era sistemul. Și în sistem, așa era sistemul. Și în sistemul ăla, dacă nu te aliniai, erai la margină. Și ca să fii... Trebuia să împaci și cerințele, așa? Dar auzi, dar nu mi-ai zis niciodată dacă până la urmă, ca să poți să iei postul ăsta, ți-ai luat până la urmă carnet de membru. Aveam carnet de membru. Deci o condiție să mă înscriu la liceu a fost să fiu membru de partid. Altfel nu te lăsau la liceu. Altfel nu mă lăsau la liceu. Înțeles. Dar ca membru de partid, eu vreau să spun că nu că am fost favorizat, am fost lăsat în pace. Da. Păi aveam nevoie de unul, adică, care să muncească. Adică, mai stai așa puțin, de ce face bunii numai schimbul 1 și 3? Că l-a schimbat de la școală. Păi zice, e la liceu. Păi ce treabă are? Păi, nu vă atingeți de asta, că... Opa, asta a fost una. După aia, când m-am înscris la școala de maestri, primul lucru în condițiile de înscriere era apartenența politică. E, aia era. Auzi, dar privind înapoi la toată perioada aia, crezi că au fost lucruri bune în comunism? Ca orice urânduire, are și părțile lui bune și are părțile lui mai puțin bune. Eu consider că greșeli s-a făcut acolo, că se putea face lucruri bune și cu mai puține pierderi de vieți omenești, de privări de libertate și chestii din astea. Eu cred că lucrurile de sus plecau într-un fel și jos ajungeau altfel. Că nu pe toate palierile erau oameni pregătiți pentru munca respectivă, deci nu avea diplomația aia de a lucra cu omul. Și eu cred că am văzut la timp treaba asta, pentru că dacă nu știai, eu am o poreclă în sat. Îmi spune că eu eram avocatul tractoriștilor, că le luam apărarea. În ce sens le luam apărarea? Mă zic, îi batem? Bă, hai să-i batem, îi dăm afară pe toți. Eu mâine mă rup un tractor, dar voi vă urcați? Nu, pe atunci... Hai să găsim soluția să lucrăm cu ăștia. Pentru că erau bețivi și mai făceau și prostii. Mai făceau și prostii. Dar pe total general, pentru că eram tot timpul secție fruntașă, din 8 secții mai jos, de locul 3 nu eram niciodată, nu distrugeam utilajul, nu distrugeam culturi, colectiv era unit și nu știu ce. Recunosc și o spun ca la spovedanie că am mai făcut și mai lucruri mai puțin neortodoxe eu. Că mai mergea și vorba asta. Lasă că dumneata mai dat și câte o pălmuță la câte unul. Apoi aveam câte unul care mirosea dimineața și i-am spus, nu mă mai face să mă doară mâine, puneți un băț acolo în tractor și când te dai jos să bagi motorină, dacă te miros, am ceva la îndemână. Mă încă aminte că te vedeam când te duceai să dai motorina aia, doamne, deci zici că acolo se păzea comoara, aveai inclusiv ăsta contor pentru câtă motorină era în tancul ăla, era o pompă de unde se băga și trebuia neapărat notat tot și aveai o avere pe mână. În 89 la evenimentele aia, pentru că ne pregăteam de reparații și de lucrările de iarnă, aveam 18 tone de motorină într-un rezervor. Pleca fata, pleca contabila și eu eram omul care cheile erau la mine. A venit inclusiv băieți cu epoleți. Că îi trebuie și lui un butoi de motorină. Zic, pompa de motorină pentru tine e pe partea aia. Asta nu e a mea. Eu nu vreau să răspund pe chestia. Unii a venit și îi spune, și lasă să distrugă, să fure, că și așa să ajunge tot, ajunge praf, că nu mai trebuie nimănui. Și i-am spus, zic, asta să faci la tine acasă sau cu avutul tău. Nu mă face să-ți aplic vreo corecție ca să mă ții minte. Deci, aveam și... Da, dar în ciuda eforturilor tale și ale celor cărora le-am mai păsat pe acolo, într-adevăr, până la urmă, și CAP-ul și SMA-ul au ajuns de izbeliște. Până la urmă s-au făcut retrocederile așa cum s-au făcut, câmpul s-a lucrat, n-a rămas nelucrat. Dar una peste alta, privind înapoi, crezi că ar fi fost mai bine altfel? Una e ce cred eu și alta e ce s-a întâmplat. În primul și în primul rând e vorba de mentalitatea oamenilor. Eu i-am scos de pe o poartă, i-am băgat pe alta, dar foarte greu să lucrez cu niște oameni care nu sunt pregătiți. Nu sunt... Mi-aduc aminte de discuțiile alea pe care le aveai, inclusiv cu crescătorii de vite, că la un moment dat ați văzut vreo să vă asociați. Formele astea de asociere, toată lumea le asocia cu CAP-ul.
Da, și toate mi-au că unii cu drojdea nați chiar au și spus treaba asta. Dar ce mă, bucnic, vrea să facă CAP-ul? Dar tu ce încercai atunci? Că asta după era ce... prin 90 și cât? Iar într-un 95 a fost treaba asta. Ce se întâmpla? Exista un sistem, era propus de nemți. Venea, dacă erai constituit într-o asociație a crescătorilor de vaci de lapte, de exemplu, îi dădea la 1.500.000 de mărci anul ăsta. Să-și cumpire tauri, să-și cumpire vaci, să facă nu știu ce. Dar la anul următor trebuie să dai banii ăștia la următorul. Tot așa, tot așa. Dar pentru asta trebuie să ai o formă de asociere. Ori toată lumea percepea asocierea cu CAP-ul. Și le-am spus, zic, fiți atenți, o să recretați. Cei care s-au asociat primeau material seminal, primeau furaje și chestii astea. Și au început să vină la mine, subvenții pe lapte. Și am spus, zic, că n-am vrut să fac asociația, am spus că vreau să fac CAP-ul. Mergi și faci să și cele în urmă te-ai retras și din organizarele astea, în asociația agricolă, te-ai dus și ai lucrat la primărie? Da. Statul nu mai investea nimic. Nu se mai... Utilajele început să îmbătrânească. Puterea de cumpărare era care era și m-am lovit. Zice că pe morți numai de bine, nu vreau să mai aduc în discuție. Eu am vrut să fac o formă de mecanizare care foarte bine o face băiatul ăsta care îi pomenesc numele, Fane Munteanu, care a venit la mine și mi-a sugerat să merg să merg alături de aceea. Am spus, măi, Fane, eu am servici, bun. Când o să ies la pensie, dar cum am ieșit la pensie? Zici că până la urmă cineva a resuscitat asociația agricolă din sat. Da. Deci acest băiat e fiul unui mecanizator de-al meu, care băiatul ăsta a crescut la mine în secție. Și cunoscându-mă și văzând cum așa, el și-a făcut, și-a luat un tractor prima dată, care a lucrat taic-sul pe el, și-a cumpărat utilaje și-a făcut și el un PFA și a văzut că se poate. Când am ieșit la pensie, zice Nicule, ieși la pensie. Mai Fane. Eu am muncit 45 de ani pe cartea de muncă. Sunt la pensie, mi-a ajunge tată. Caut și unul tată. Vii măcar consilier. M-am dus consilier și m-am trezit vicepreședinte la asociație. Însă, mi-aduc aminte. Băiatul ăsta a avut și el, ca să vezi lumea, că a închis râu Bârsa și a irigat. A intervenit ministrul Daia. Nu i-a sărit în apărare. Ministrul a spus realitatea. Și a venit și oameni care au văzut realitatea. Ce se întâmplă acum? A secat Bârsa de tot. Deci Bârsa nu mai apă. Acum nu s-a mai sesizat nimenea că mor peștii și fauna. Dar atunci în arșița aia, când ăsta a închis un pic de apă să poată să udă cartofii, culturile oamenilor, că sunt 400 și ceva de familii care le sunt în asociația noastră, toată lumea a sărit pe el. Deci un model de cum unii bagă bețe în roate. Întotdeauna să fie în toate sistemele și bine și rău. Important este până la urmă să fie cât mai puțină suferință. Era mai puțină suferință atunci sau acum? Lucrul pe care eu le-am simțit, grija față de om era alta. Și o să dau un exemplu. Dacă un amărât cădea pe stradă și n-avea pe nimeni, sindicatul lua, îi făcea rânduială și îl îngropa. Acum dacă unul moare pe stradă, acolo rămâne. Ei, până la urmă, nu, ridică o ambulanță. Copil, de bine de rău, din fericire, nu se moare de foame în România acum. Nu. Dar ce vreau să spun? Deci un puști termina școala și mergea la fabrică să angajeze. Seara avea cazare, îi dădea echipament de protecție, îi dădea hrană. Ce însemna asta? Vezi că noi te ajutăm să te ridici ca om, dar trebuie să vezi tu în ce direcție iei. Chiar dacă sistemul în ansamblu era defect, grija individuală pentru om era mai bună ca acum. Da. Ești sau nu un nostalgic al sistemului dinainte de 89? Nu. Te refer doar efectiv la grija pentru individ. Vorbesc strict de grija pentru individ și vreau să spun că... Dar până la urmă aia nu venea de sus. Era o chestie tot de comunitate. Că în comunitate se rezolvau chestiile astea. Oamenii mai aveau încă amintirea aia a locurilor de unde veneau de la țară și mai aveau grijă unii de alții. Dar oameni dezrădăcinați de prin toată țara asta, vânturați de colo-colo, că tu te-ai născut în Moldova, ți-ai făcut un rost la Brașov și copiii te-au plecat amândoi la București. Noi suntem, până la urmă, și în multe familii așa, vânturați de colo-colo. E greu să te regăsești într-un oraș mare ca parte a unei comunități unde, cum ziceai tu, se știau unii pe alții, era un pic ăluia de la porumb, era rușine să-ți dea mai mult de un băț pe spinare că afla bunicul, tataia.
Și atunci în oraș nu prea te știi unul cu altul, oamenii nu-și zic bună ziua, că sau ți aminte că mi-ai tras atenția când mergeam la școală, că nu l-am salutat într-o zi pe un vecin. Într-o comunitate te cam știi. Corect. Una peste alta, lumea evoluează în direcția asta. Unde vezi tu că este cea mai mare greșeală a vremurilor noastre? Cea mai mare greșeală, dacă mă întrebi scurt, e în educație. Omul, fără educație, fără școală, fără disciplină, nu face nimic. Uite, la popoarele care le considerăm evoluate, începem cu Japonia, cum eram în școală și a fost un mare savant întrebat, peste ani, care va fi ierarhia cu cele mai bogate popoare ale lumii? Și a spus așa, pe primul loc va fi Japonia, pe locul 2 și 3 nu va fi nimeni, restul va fi pe locul 4. Multe vreme Japonia a fost țara cea mai bogată. Deci, să studia în facultăți, eu în școala tehnică care am făcut-o, când am făcut politică economică, nu economie, politică economică, să discuta despre sistemul japonez, cum a reușit să facă japonez în 5 ani să depășească toată lumea. Deci, educație, școala, care se face astăzi, eu consider că se face, dar se face superficial. Și o să dau un exemplu. Eu dacă mă duc acum în piață și văd un tânăr, îmi trebuie cât fac 6 ori 8. Deci stai așa puțin, scoate telefonul. Eu sunt de acord cu el că știi cu telefonul. Dar e bine să ajungi, cum spuneam eu, bă, ministru să ajungi, e bine să știi să faci așa ceva. De lucrurile elementare, că din picături se umple paharul cel mai bine. Deci școala lasă de dorit în ziua de astăzi. Copiii la școală, în primul rând, trebuie introdusă disciplina, nu prin, sunt forme de corecție foarte elegante, nu trebuie bătaie, nu trebuie apostrofat, nu trebuie să iei farfuria din față. Adică la disciplina la ce? La motivația de a face ce? Pentru că noi nu avem cazuri de violență extremă în școală, adică nu se fac bătăi, adică nu sunt bătăi la ordinea zilei. Mai sunt cazuri de bullying care erau și înainte, că mi-am aminte că și eu mai aveam incidente prin școală, dar violență nu este... Tu te referi la ce fel de disciplină? Disciplină în sensul de a opri violența sau de altfel de disciplină? Eu mă refer la felul cum copilul e pregătit din familie, felul cum sunt pregătiți dascălii ca să ducă acel copil la un nivel de percepție, că totul pleacă de la cap, de la educație, de la inteligență. Să-l facă pe ăla să fie mândru de el și să autodepășească pe el ca om. Ca om educat, ca om cu bun simț, așa. Deci, dacă ne uităm când se fac evaluarea dascălilor și noi avem profesor de matematică cu nota 2,7, zici, dom'le, ăsta a luat bacul cu 10 și a ajuns la Oxford. Dă-mi voie să spun că nu-i dreptul dascălului, că dacă ăla a luat 2,5 la matematică și elevul lui are 10, nu-i medicul dascălului. Și atunci, aici trebuie lucrarea educației, la sistem, la infrastructura sistemului pentru educație. Că dacă îi spui unui, bă, faci așa, faci așa, faci așa, îi spui de 100 de ori. Dacă tu nu poți să-i arăți cum să face, ăla n-are un model. De. Deci omul trebuie să aibă o ștachetă la care să ridice copilul. Da, îi sună destul de general. Uite, hai să luăm un pic mai concret. Ziceai că nu se mai fac școli de meserii cum se făceau. Știi și tu ce probleme avem inclusiv pe șantier. Simplu motiv pentru care tu ești acum astăzi aici și nu ești în grădină este că tu mă ajuți să țin sub control gardul viu, da? Care crește destul de repede. Și asta este o muncă care ar trebui să fie o muncă pe care să o poți găsi destul de ușor și de accesibil, nu? O muncă de grădinărit. Ar trebui să fie o muncă puțin complicată, accesibilă multor oameni. La fel munca din construcții, iar nu se găsesc oameni. Dar la fel nu se găsesc instalatori. Îmi zice Țifui că tot caută să angajeze. La fel îmi spune Laurențiu de la Green, caută oameni să instaleze fotovoltaice, să urce oameni pe casă. Deci nu avem neapărat o problemă de lipsă de intelect sau de utilizarea tehnologiei. Avem o lipsă de disciplina muncii și de disponibilitate de a face muncă și muncă fizică acum. Corect. Este diferit. Este o altă lume. Și atunci, dacă oamenii ăștia reușesc să trăiască suficient de decent încât să nu vină la munca fizică, de ce crezi tu că nu funcționează educația? E vorba de dascăli în care să implementeze unui om, mă, tu ești bun la mistrie și tu poți trăi foarte bine să nu-ți lipsească nimic ca lucrând cu mistria, că te pricepi la mistrie. Se trăiește mai bine acum din mistrie decât din multe alte chestii. Nu toți sunt foarte buni la matematică, nu toți sunt buni la
la tehnologie. Și atunci trebuie să-i deschizi ochii acelui individ sau individă, om, da? Spre ce poate el să facă bine și cum să-și câștige modul de a trăi bine. Școlile de meserii n-avea neapărat scopul de a-l face pe el lăcătuș. Nu. Să-i dea un rost ca să se întrețină. Exact, îi dădea un rost și vedea, de-aia zice, mă, lasă să încerce mai mult să vedem la ce e bun. Da? Trebuie să încerce să facă ceva. Nu-i duce în lipsă de mucitori, mă întorc înapoi, din cauza educației. De ce? Deci, nu le se deschide ochii. Mă, tu ești foarte bun să fii ferar betonist. Ei, fă-te ferar betonist, că știi foarte bine să montezi fier beton, să vezi cât de bine trăiești tu. Uite, așa se face. Dar știi că este statistică. 10% din populație nu are un IQ nativ ca să facă muncă complexă. Și atunci măcar 1 din 10 ar trebui să fie ajutat să-și găsească un rost pe o muncă, dacă e nevoie, și manuală. Uite, eu am să-ți dau un exemplu pe mine scurt. Eu nu m-am născut să știu să întrețin o gospodărie, să conduc o mașină, să deschid un telefon, să fac o reparație în curte, dar le-am învățat. Că zice că nevoia învață omul, dar pe om, ca omul să se acățe de nevoie, trebuie învățat de om. Și o să-ți dau un exemplu foarte scurt. Deci un cetățean avea un fiu și mergea cu el în pădure. Și unde era mai greu, cetățeanul nostru lucra și fiul său se uita la el. A crescut fiul său și într-una din zile zice, tată, merge la pădure, și astăzi nu merg, nu pot să merg cu tine, te duci tu, că ești cât o să mai vlășganul. Dar zice, pe mic, ce o să te ajute nevoia. S-a dus ăsta în pădure, când a văzut că e greu, trebuie să trăge pe nevoie, nu venea. Vine seara, mă fac de râs la tata, am cărcat carul cu lemn și a dus acasă, istovie și tatăl, cum te-ai descurcat? Deci mai păcălit. De ce? Și am stricat după nevoie și n-a venit. Aia e nevoia. Băi, am tăiat un băz de vie și l-am pus în pământ. Și astăzi beau vin. Înseamnă că mă pricep. Da? Da. Am plantat un pom. Astăzi a făcut prune, le-am pus în butoi, am făcut țuică și o beau. Adevărul că ești un om gospodar. Faci multe chestii. Numai așa. Ei, am ajuns să văd că îmi cade varul de pe perete. Și ca o meseriaș. Nu l-am găsit. A trebuit să-mi fac analizare. 4 inși a venit la mine. 4. Vină domnul. Dar n-a zis niciunul că costă atât și să-i spun, bă, prea mult și nu știu ce. N-a venit. La bani. N-a venit. Ce crezi că am făcut? Am pus una pe picamăr și am spăpat și mi-a făcut canalizare. M-am șocat când te-am văzut cu picamărul în spatele casei. Da, dar să vezi, dar mi-am făcut-o după carte. Da? Mergeam la veterinar să-mi facă injecții la vite. Și îi tremura mâna și zic lui doctorul, domnule doctor, fă ceva cu ăsta că umblă tremurând. La care doctorul zice, bă, dar tu ești băiat cu o carte, mă, tu nu știi să faci injecții, nu știu, hai că te învăț eu. Și m-a învățat doctorul să fac injecții și o să nu râzc, fac și la oameni. Eu fac injecții. Am învățat și bine. Am început cu calculatorul. La 60 de ani am învățat pe calculator. Tu te-ai pornit mai greu cu calculatorul. Da, dar... N-ai crezut prea mult în calculator nici când eram noi în liceu. La momentul respectiv nu te-ai impresionat. Da, e foarte adevărat. Mi se pot ridica la aia cu calul bătrân la ham, dar până la urmă, dacă îl pui în ham și dai și un bici, merge înainte. M-ai lăsat un pic să am mă descurc să-mi iau calculator. Un telefon. Deci, când am vrut eu calculator, tu schimbai țigla pe șură, că aia a fost mai urgent. Noi am mai vorbit chestia asta și o putem discuta ăsta, dar nu mi se pare la momentul ăsta că s-a întâmplat ție ceva nepotrivit în viață când ai învățat calculatorul. M-ai lăsat să mă motivez. Corect. M-ai lăsat un pic să mă și motivez. Așa. Și atunci, de ce spun treaba asta? Nu ca să mă laud. Deci omul poate să facă orice dacă vrea și dacă încearcă. Un băiat cunoscut și de tine și-a făcut casă de la temelie. Dar ce casă a făcut? Și zic, măi Cristi, bă, dar am venit la tine, stai 2 minute. Zice, nu pot cum se întărește materialul. Dar unde e meseriașul? Aici. Ce faci, mă? Zice, am cumpărat materialul, m-a și stricat, dar am învățat și uite ce am făcut. Și am învățat să construiască casă și știi ce e? Inginer. Și le are cu butoanele de pici. Și are și 3 mașini. Și asta e soluția? Să reînvățăm să facem toți de mână? Nu. Vreau să spun că orice om poate să facă și altceva dacă vrea. Decât să stea să aștepte și să se mulțumească cu puțin. Auzi, o să te surprindă. Președintele Iohannis, profesorul Iohannis, și-a cumpărat casă și-a reparat-o el. Și azi e președintele României. Mai vrei și alt exemplu mai clar? Care din ele? Și la mai multe. Nu contează, poți să ai 10. Auzi, apropo cu chestia asta, vreau să fac o paranteză. După Revoluție, știi ce a zis Vile, vecinul? Zice, dacă știam ce pățește casa mea, o dădeam la un băiat al tău de pomană,
numai nu-și bate joc de ea și am spus, neavelim, mi-mi ajunge casa care o am eu. Deci după Revoluție, când toți ăștia a plecat și îl blestemă pe ăla care a plecat primul, păcat, că ăsta a fost... Vorbești de sașii care s-au întors în Germania și au lăsat casele așa, de izbeliște. Știi câte case putem să am eu în Vulcan? Ce puțin 10, nu 6 că eu am zis. Pe preț, a vândut casa pe niște bani, după ce a venit după 2 ani și mi-a spus vecinașul, cu banii care au pe casă în Germania n-am putut să-mi cumpăr o mobilă. Deci 10 case puteam să am un Vulcan eu. Da, dar aia una pe care ai ținut-o, aia ți-a mâncat foarte mult din timp și acum te ține ocupat. Și deși e o casă și o gospodărie generoasă, eu m-am împăcat cu ideea că n-are niciun rost să încerci să te aduc aproape de mine pentru că tu ești mai bine acolo. Ți-ai făcut un rost, te-ai înrădăcinat bine de tot și ai niște pasiuni și niște hobby-uri care te țin activ. Ești un personaj prezent, respectat și foarte activ, care bate 20.000 de pași dacă e nevoie într-o zi, care treabă. Ești de neoprit. Da. Una dintre chestii pe care oamenii nu le știu despre tine și aș vrea să-mi spui foarte scurt de unde motivația asta este că tu ai fost, și nu știu dacă mai ești anul ăsta, campion național la păsări de rasă, de anumite păsări. Când vin data viitoare o să-ți aduc. După îndemnul colegilor care au fost la mine, am făcut o ședință în Foișor acolo la o grătar cu mititei, cupele astea de pe la competiții și diplome. Câte cupe mai ai? Nu știu câte sunt, trebuie să le număr. Le-am pus într-o vitrină. Sunt zeci. Am amenajat camera la centrale acolo și le-am pus într-o vitrină și o să fac o poză să le vezi. Ai rostul mugii mele. Nu să renunț niciodată la chestia asta. Pe 12 decembrie sunt la Romexpo, particip. Pe 12 decembrie la Romexpo, dacă vreți să-l vedeți pe tata Buhnici, în floarea competiției, câte perechi mai ai anul ăsta? Cu câte te duci la concurs? Nu pot să spun. Hai zi că te-ai pregătit după pandemie, te-ai pregătit bine, că te rodea acolo să ieși. Nu, o să vedem. Câte? O să vedem. Da, surpriză. Da. Deci urmăriți cu atenție expoziția de păsări de rasă. Iepuri și animale mici. Iepuri și animale mici. Porumbei și animale mici. Porumbei și ai și porumbei anul ăsta? Am. Ai și porumbei anul ăsta. Vii și cu iepuri? Nu știu, vedem. Deci tata este un crescător puternic, ca să zic așa. Da, unul dintre crescători. Unul dintre cei mai respectați crescători din regiunea lui. Nu te-ai putut lăsa la pensie, practic, tu te-ai făcut, poți să zic gluma aia? Zic orice. Te-ai făcut găinar. Asta este gluma cu care poți enerva toată asociația crescătorilor de păsări. Da. Păi, unii sunt porumbari, alții purare, alții găinari. Mi-mi place să spun crescători de păsări, da. Crescători de păsări, prea multe cuvinte. Prea multe. Dar eu, ca să nu pot să fiu încadrat, am și porumbei, am și iepuri, am și găini și eu sunt crescător de animale în rasă pură. Așa scrie și pe legitimație. Și o să-ți arăt să vezi cupe destule ca un sportiv de performanță. Crescător de păsări în rasă pură. Și asta este important. Da, sunt Federația Română de Crescătorilor. Există o federație. Da. Ca să înțelegeți. De ce este important lucrul ăsta? E foarte important pentru că și noi suntem o categorie de hobbyști. Cum se zice, alte hobby-uri, alte sporturi și ăsta. E un sport, dar de ce e important sportul ăsta? Pentru că e un hobby și îl facem de plăcere. Fiecare poate să facă, și ăla care leargă 20 de kilometri face de plăcere. Noi creștem animale de plăcere. Voi creșteți animale de plăcere, dar până la urmă, hai să devenim un pic serioși, există un catalog, nu, genetic și trebuie să avem aceste rase disponibile pentru că ele nu rezistă pur și simplu. Ele trebuie tot timpul ameliorate și împrospătate că altfel fac consanguinizare. Adică dacă vrem să avem mâncare bună, trebuie să ai resursă genetică pentru așa ceva. Eu dacă mă întrebi acum scurt, eu împletesc cu tine locul plăcutul. Eu nu cumpăr carne, nu cumpăr ouă. Dacă îmi trebuie o supă, am și de supă. Dacă îmi trebuie un carton de ouă, când am duc și la copii. Îți trebuie energie să dai cu picamărul, să-ți faci canalizare. Eu dacă merg în casă și vreau să mă relaxez, mă duc la calculator. Intru pe Facebook, văd ce mai fac copii, ce mai fac prieteni, colegi de prin țară. Dacă vreau să vorbesc cu cineva și nu pot să ajung la el, scot telefonul, am datorită copiilor, am smart, vorbesc la telefon. Și dacă vreau să stau la umbră, am bănci pe toată grădina, mă duc și stau la umbră, înțelegi? Nu cumpăr fructe, am în beci, nepoată mi-a zis, zice, vai bunică, dar n-am venit la supermarket așa ceva, dar și nu-i supermarket. Deci nu cumpăr fructe, nu cumpăr legume, o murătură, un cartof, o pălincă, un pahar de vin.
Ești mai mult decât autosuficient. Da, avem să... Ai și excedent. Că nu pleacă nimeni, ca să citezi ce ziceai tu mai devreme de Mama Geta, cineva cu mâna goală, sau, cum a mai spus cineva, să iasă cineva cu spatele. Corect. Astea sunt cuvintele lui maică ta. Îți mai spun ceva. De exemplu, la mine, dacă vin cineva să mă ajute la treabă, îl chem pe unul, eu trebuie să am. Pentru că un par de rachiu sau două, bea oricare, dar dacă scoți 10 lei, pe zice, domnul, bă, n-am venit pentru bani la mata. Dar un par de rachiu nu ne furăză nimeni. Bașca încă să, mai mergem unele mai asta. Facem și o glumă. Vine unul la mine și zice, băi, Moise, ți-ai așa puțin că ai două picioare. La care el, după ce bea paharul, se așează așa cu mâinile în patru labe, zice, dar e sigur că au numai două, că mai vrea. Ești și în perioada în care distilezi acum. Pentru nevoi proprii. Da. Împrumut de la un vecin, mă ajut cu... Bineînțeles, da. Se numește clacă. Da, între ajutorare. Printre vecinii tăi, cei cu care te ajuți cel mai bine, asta mi s-a părut întotdeauna special și zic povestea asta tuturor, eu am avut șansa, noi am avut șansa să creștem într-o comunitate în care după ce ai luat tu casa asta prin repartiție, cum a venit? Ai luat-o în chirie? Nu, a fost cumva. Eu aveam locuință în oraș și a venit legea aia care spunea că specialiștii trebuie să fie la țară. Și atunci primul secretar, i-a zis lui primarul, Dumnezeu să-i odinească, i-a zis dacă nu se mută, eu eram cel mai tânăr șef de secție din Țara Bârsei. Și tu făceai naveta la agricultură. Da, Daugaru, i-a zis lui primarul, lui Drăgușele, și dacă nu se mută până la sfârșitul anului în vulcan, te distitui. Și ăsta, da. Trebuia să te convingă să renunți la apartamentul la etajul 4 unde stăteam noi. Da. Și să vii la țară, împotriva voinței lui mama. Dar avea acoperire, era hotărârea CPX-ului, să fericiți la țară. Tu a trebuit să alegi una dintre casele lăsate goale de sași care le-au vândut și au plecat în Germania. Ei au plecat, au predat casele la stat, la Ecral, tot așa, și erau nelocuite. Și primarul mi-a dat pe unul, Dumnezeu să-l ierte, și pe ăla, a doua zi, mergeam la el, la Neaiancu, să bem o cafea aia. Și ți-ai ales o casă, puteai să iei una mică, dar tu ți-ai luat una... El ca să poți să faci și agricultură. Mie, băi, gândește-te că tu ai copii și așa. Zic, da, mă, nu-mi place niciuna. Zice, eu te spun lui Dăugară că eu ți-am dat. De ce nu ți-a plăcut prima oară casa asta? Era prea mare? Eu aveam un motiv să nu accept niciuna pentru că ți-am zis, mamă, ta zice, pe mine nu mă duci la groapa aia acolo și eu nu vreau că stătea bine la bloc, liniștit, nu știu ce, servici în oraș, așa, copiii la școală. Două camere la etajul 4, am trecut acolo prin codele pe la blocul ăla, tot așa trist arată. Amenajat, o arată bine. Am fost în... Ai fost în apartamentul ăla? Da, bineînțeles. L-a amenajat frumos tânărul. În 50 de metri acolo? Vreau să spun că cel puțin 80% din vecini sunt aceiași. Fantastic. Acolo, rămas la bloc. Blocul a fost făcut cu cap. Era construcții alea care acum să caută. Păi ce, n-aveam burghiu să sparge betonul ăla, să pui un cui. Nu știi? Aveam un dormitor în care dormeam eu cu Marian și voi dormeați în sufragerie. E două camere. Așa era. Și o bucătărie mică, înghesuită, care dădea într-un balcon. Auzi, nu uita că acel apartament cu două camere, cu baie, cu tot ce era, l-am primit pentru merite când vedeam de treabă la fabrică și n-aveam copii. Uh-huh. Deci ne-am mutat în 77 și copiii mei au avut în 81. Da. Și am stat fără copii. Și te vedea numai dacă ai copii sau dacă ai merite. Da. Deci eu eram școlit pe utilaj cu comandă cu program numeric atunci. Mașină cu comandă cu program numeric, cum sunt acum în fabricile moderne. Da. Deci eram singurul din toată secția care lucram pe așa ceva. Nu am doar amintiri plăcute, am și amintiri plăcute de la bloc. Într-adevăr aveam gașcă, mai ieșea și câte un pic de scandal, mai trebuia să mai recuperez mingea când mi-o furau aia, când mi-o furau cam des. Eu nu aveam gașcă de bătăi. Era... Mai căutam eu câte unul. Mai, pe Paloma. Pe Paloma l-ai fugărit în jurul blocului până l-ai prins. Mi-am aminte și acum. Trebuie să-i dau la unul corecții ca să învețe el alt. Bă, fie de gândit său. Da. Anyway, ce nu știi tu este că eu te-am văzut, spre exemplu, într-o zi, când tu știai că eu vin de la școală și mă duc acasă cu cheia de gât și te-am văzut cu niște colegi că împingeai la un Volkswagen. Volkswagenul nostru. Mm. Mi-a fost foarte rușine de colegii mei că tu în loc să conduci Volkswagen, împingeai Volkswagenul. Deci în vremurile alea mașina era într-adevăr un lux, foarte puțini oameni își permiteau o mașină, chiar veche dacă era. Așa erau mașini, foarte puțini erau, câte mașini erau atunci în fața blocului. Acum sunt câte trei într-un apartament. Nu au... Ai muncit să o repari și tot se strica când plecam la țară.
Dar ne-am mutat până la urmă la Volkendorf, deci Vulcan, și am crescut într-o comunitate unde vecinul din stânga, până au plecat, Saș, Vili, cu tanti Fricen, din coace îl avem pe vecinul Werner, cu tanti Magda, Sas cu unguroaică, peste drum români și în spate, un pic mai așa, aveam și romi. Români de toate felurile și n-a fost niciodată, n-am avut niciodată o problemă cu niciunul din vecini. Eu nu mi-am aminte ca noi să fie avut vreun scandal sau vreo neplăcere în comunitatea asta. Apropo de vecini, știi că vecinii mei au un rând de chei de la toată casa. O chem și îi spun, vezi că mă dimineață plec. Bineînțeles. Și eu de la ei plec în Germania la fete câte o lună de zile, avea un câine. Și eu mă ocupam de el. Și câinile de mâncare dimineața și mă duceam seara. Și el, ca să mă vadă prin curte, s-a urcat pe o grămadă de lemne. Acolo, sus, să mă vadă. Și câinile acum are 4-5 ani și când mă duc în curte, nu știe ce să fac când mă vede. Și vecina spune, zice, uite-l cât se bucură. Păi dacă el ăsta a crescut cu mine. Normal. Deci, dar știi că pe modelul ăsta și eu mi-am făcut portiță cu un anicu în spatele curții. Chestia asta de crescut în comunitate, uite, vezi, până la urmă ceva am luat după mine. Dar un lucru știu clar, că pe tine nu poți să te scoți de acolo și am renunțat să mai încerc chestia asta, ți-am și spus-o de câțiva ani. Eu înțeleg că este viața și rostul tău acolo și tu ești fericit așa. Foarte fericit. Să mă țin Dumnezeu sănătos, să aibă copiii și nepoții mei unde să tragă și eu mă bucur de relația care o am eu cu, nu numai cu vecinii, cu toată comunitatea. Eu nu ies pe stradă dacă 9 din 10 oameni nu mă salută, înseamnă că unul nu m-a văzut. Și o spun fără niciun fel de reținere. Sau e nou în sat. Da, și aia se poate. Dar niciunul n-a venit la mine cu o problemă care pot să-l rezolv să nu o fac. A plecat în Germania, Fricen. Să-l vezi pe Viorel, pe vecinul. La orice oră îl sun, el are camionul ăla de... Ce-a mai tras cu el la, după lemne, la Preșmer. A stat ăsta o jumătate de zi după mine până am găsit stivuitor și ele. Lasă vecine, că rezolvăm. Asta este avantajul comunităților, pentru că durează foarte mult să se sudeze relații între oameni. Și cea mai mare problemă în marile orașe asta este că oamenii nu apucă să se cunoască. Au ziduri între ei și la propriu și la figurat. Pe când acolo la noi, poarta mare la intrare, dar în spate gardurile mici se vede peste ele și prin ele. Sunt lucruri pe care le putem învăța din comunitățile astea și poate încercăm să le aducem și în oraș. Și cred că experiența ta este bună. Dacă te orientezi în România, în România asta cu ei, pe zone geografice, să vorbești o altă limbă. Uh-huh. Adică, nu o limbă, ungrai. În Transilvania, influență ungurisași, eu n-am treabă cu romii. Eu îi spun în față, păi, nu ești țigar, mă. Eu încerc să te conving, Sărenul, la asta, că unii spun că ar fi peiorativ. Nu știu, dar eu nu spun cu răutate. Nu contează cum o spui. Mai vorbim despre foarte asta. Foarte adevărat, foarte adevărat. Work in progress. Mai lucrăm da. Asta. Dacă te duci în Moldova, e un grai, în Maramure și altul, deci influențele astea, pier, asta e limba română, da? Suntem, după Constituție, stat unitar și indivizibil. Și avem o limbă comună, simboluri naționale comune. Ce mă deranjează pe mine? Că foarte mulți bagă bățul prin gard, ceea ce nu-i cazul, ungurii. Din două motive vorbesc așa. Ori n-a intrat în relație cu ungurii și nu știe ce fel de om și îi bagă pe toți în aceeași cofă. Dar care-i treaba cu ungurii? Că noi n-avem nicio problemă cu ungurii. Ori el a avut un comportament nepotrivit față de un ungur și el a răspuns pe măsură. Corect. Eu am prieteni, că i-am zis la unul când am fost la Felix, erau ungur și bâșbâi așa și zice, Vale, lasă-l că e ungur. Bă, oprește-te. Îi spun lui ăsta, zic, tu să vorbești cum poți, că eu am mai mulți prieteni unguri ca tine. Tu ești ungur, dar eu am mai mulți prieteni ca unguri. Se uită la mine, câți ani ai tu, mă? 24, eu am 70. Îți dai seama că eu m-am făcut mai mulți prieteni ca tine? Zice, aveți dreptate, bateți aici, ungurul. Mie nu mi-a fost refuzat dacă am cerut cană de apă sau bucată de pâine, că dacă n-a știut el până, i-am spus, Kenner în von, e apă. Mă duc cu maică dacă nu știe apă la asta, dar chici vizet, von. Se uită la mine, tu domodiorul, chicit. Adică mă dau și pe limba lui un pic. Uh-huh. Și vom înțelege chestia asta. Dar nu băgăm piețele pe-n gard. Mă deranjează când aud, zici, că afară cu un gură din țară. Care țară, măi, oameni buni? Ăsta e născut, a stat cu mine în bancă la școală. E născut, crescut aici. Da? Și tu spui că pe-am fost în Ungaria.
Da. Și ungurul din Mercurea Ciucă a încercat să-i spună lor că e ungur. Și ăla i-a spus-o pe șleau. Tu nu ești, mă, ungur, tu ești român. În Ungaria. Zice, tu nu ești ungur, ești român. Înțelegi? Deci acestea sunt lucruri de care lumea vine la oraș. Și dacă vin din toate zonele astea și se întâlnesc, de exemplu, într-un centru, într-un studio, părerile sunt împărțite. De-aia e moderatorul acolo să-i pună la linie de plutire. Când ne întoarce înapoi, asta e dascălul la școală. Are 24 de elevi, 24 de minți. Și dacă nu e în stare să gestioneze acele 24 de minți, nu e locul potrivit. Deci dascălul nu e la locul potrivit. Așa cu chestia asta, că mă pricep. Eu mă pricep pentru că am vrut să învăț. Mi-a plăcut, am învățat și tot ce am învățat spun mai departe că nu vreau să iau cu mine nimic. Orice mă întreb, dacă știu, spun, povestesc, că îi explic omului, câte unul, mi-a zis un prieten bun, dar mi-a zis, apoi tu bați câmpi. Serios? Păi ți-am spus rețeta întreagă. Ia fă-o pe jumătate să vezi dacă ți-e să vină. Îți spun în trei fraze, vrei? Păi nu, păi și atunci cine bate câmpi? Ai răbdare. Da? Deci cam așa să fac lucrurile. La prize nu te-am văzut să te baci. La electrice. Mai schimb câte un bec. Mai schimb câte un bec. Bine. Aș mai fi vrut așa înainte de final. N-aș vrea să stric atmosfera asta optimistă de final, dar aș vrea să te întreb cum vezi viitorul apropiat. De obicei, oamenii mai în vârstă devin mai pesimiști. Tu ești pesimist în legătură cu viitorul, ești optimist sau ești neutru? O să-ți răspund scurt. Am un prieten de 78 de ani și mi-a zis, e Dumitru și i-am spus la mulți ani, alaltă ieri. Și zice, băi, Nicule, mi-e frică de moarte. Și eu am început să râd, băi, ne-am indicat să nu-ți mai fi frică de ea, că am auzit că nu doare. Păi cum? Ai auzit pe vreunul după aia să vaite că a murit, că îl doare? Ăsta vine rândul, băi, de când se termină gemul, ori vin cu lumânare, ori vii tu. Deci, sunt atâta de lucid și cu atâta convingere o spun, că eu nu aștept ziua aia. Nu mi-o doresc, dar sunt sigur, convins că într-o zi va veni și o să afla alții. Eu nu trăiesc să mor. Eu trăiesc că vreau să trăiesc. Și când o să fii să mor eu, nu se întâmple nimic. Că lumea asta, pământul ăsta, nu stă în spatele lui Vuc. Deci vin alții. Așa e. Deci uite așa. Că la un moment dat, am ajuns la vârsta când merg cu lumânări la mormântul părinților și majoritatea de ai mei sunt acolo, la cimitir. Că a zis, zice, păi tata e îngropat lângă cutare. Ia auzi, zic, auzi mă, când erau ăștia tineri să ciondănea, că ăla e mai cu moț, că ăla e mai bogat, nu știu, uite acum toți sunt la fel. De ce s-au mai ciondănit? Zic, ați învățat ceva? Nu, mai ciondăniți, mă. Aveți-vă bine, că tot acolo ajungeți toți. Deci știu că va veni o zi. Că tata mea a trăit 90 de ani. Așa. Foarte bine. Deci a trecut și prin secetă, prin foamete, prin război. De câte ori stăteam de vorbă cu el, spune așa, zice, băi, băiete, să trăiești fiecare zi, să o trăiești bine, nu te gândi că e ultima. Că zice, Mântuitorul a zis să trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ultima, adică bă, să o trăiești fără păcat, fără răutăți, trăiești ziua aia. Înțelegi? N-a spus că trăiește bine astăzi, că mâine poate mor. Tu ai auzit ce urare îi fac eu lui nepoată mea? Mergi la școală, zic să fii fericită. Bă, să fii fericită, să gândești pozitiv, să fii tu, să te bucuri de lucruri frumoase, lasă tu nu mai băga în seamă ce spun. Am eu impresia că te cam ascult. Am impresia că te-a cam ascultat. Și nu-i normal? Ba da, e foarte bine. Ți-am spus cu ce am început. Omul nu-și alege unde se naște, dar își alege unde trăiește și cum trăiește. Și dacă lași ceva exemplu, e bine să lași un exemplu potrivit. Că de rele e plină lumea. Eu am convingerea că lumea asta se va trezi. Urmăresc pe Discovery ce luptă să duce cu plasticul din oceane, din peste tot. Vreau să spun că acum vreo 10 ani, vreo 5 ani, eu nu strângeam gunoiul selectiv. Știi cât de atent sunt acum? Pun gunoi la plastic, pun sticla la sticlă și dacă mănânc o bomboană pe stradă să mă urmărești. Ea la mă duc și văd unde scrie plastic aici. Am fost pe Republice cu nepoata săptămâna trecută. Acolo am pus-o. Deci, lumea să-ți bate să nu mai otrăvească apele. Că viața vine din apă și după aia vine din aer. Că zice că omul poate trăi fără mâncare 7 zile, dar fără apă numai 3. Da? Și fără aer 4 minute. Ei, dar aerul de unde vine? Lumea asta
sunt convins că se va trezi, pentru că are toate instrumentele la îndemână, să nu mai murdărească apele, să nu mai strice aerul, da? Să nu mai arunce mâncare. Eu nu mă regăsesc în statistica că România aruncă 169 de kg de carne de mâncare pe an. Așa e. Eu nu arunc mâncare. Resturile de mâncare le dau la animale, da? Și deci ăstea, ambalajele și gunoiul, le pun la gunoi. Practic nu ai, cum se zice, fracție umedă. Nimica nu e greu. Dacă există voință, educație și judecată. Așa este. Și ce-ți mai lipsește, nu? Următoarea mașină, să fie fără fum. Va fi o problemă, pentru că eu o să refac permisul pentru peste 5 ani. Și... Ai de gând să mai conduci, nu? Și ar vrea să mai conduc mult, dar răspund un lucru. Și la asta m-am gândit. În ziua când nu o să mai am reflexele care le am și nu o să mai pot să conduc, atunci o să spun, mă duc, îmi predau carnetul la poliție și spun pe mine să mă știrțeți de astăzi că nu mai sunt conducător auto. Deci nu vreau să fiu o problemă pe șosea. N-ar fi rău ca până atunci să vină mașina autonomă. Ți-ar plăcea? Să știi că m-am gândit și la asta. Nu mi-ar strica, dar întotdeauna mi-am dorit lucrurile pe care nu știu că mi le și permit. Dar nu trebuie să o ai. O să te ducă de colo-colo. Și nu trebuie să rămână la tine în parcare. O să fie în asta, la comun. Da, mă, mi-a mai zis cineva că, păi zice, las că anul viitor ne organizăm altfel. Și eu n-am vrut să o rătie, dar am vrut să zic așa. Și cu mine ce faci? Nu, mă, treci în rezervă, mă dați deoparte. Lăsați-mă să zic eu că nu pot. Ok. Mai avem de lucru și încă un pic și te scap de tot de fum. Lucrăm la chestia asta. Încet, încet ai scos și centrala pe lemne. Ai scos sobele, scos centrala, acum mai ai un pic de gaze, dar o să înlocuim și aia, lucrează țifui la o pompă. Numai că durează un pic, nu e așa ușor. Mai ales anul ăsta e foarte greu. Dar le rezolvăm. Da. Cu voință, cu răbdare, cu înțelepciune, le rezolvăm pe toate. Zice că vine vârsta, omul înaintează în vârstă și devine înțelept. Asta e o poveste cu înțelepciunea. Deci înțelepciunea, ori te naști cu ea, ori nu ai. Omul, nu se antrenează deloc? Se antrenează un pic. Nu. Odată cu vârsta, omul devine informat, educat, școlit, dar înțelept. Dacă o ai în genă, ești înțelept. Eu cred că se mai și fură meseria asta, că așa cum tu ai luat un pic din înțelepciunea lui mama Geta, al lui tătaru, poate, bunicul, da, străbunicul meu, și alții, s-a mai lipit câte ceva de aici de acolo. Poate, zic și eu, nu știu. Cred că ajută, pentru că nu suntem doar ceea ce ne naștem. Să știi, sunt studii care spun că suntem jumătate genetic și jumătate felul în care ne schimbă viața. Locul, oamenii cu care ne întâlnim. E jumate-jumate. Cel puțin așa cred eu. Ce să spun? Eu sper să ne mai întâlnim. Cu siguranță. Și alte dăți și mulți ani de aici acolo. Să fim sănătoși, lucidi, că da. E foarte important să fim lucizi. Adevărul e că lucizi, motivați, cu poftă de viață la 70, e mare lucru. Și pentru asta cred că ești un exemplu. Mă străduiesc. Știi că ne mai auzim noi la telefon și mă întreb ce fac. Și eu spun că fac fața. Deci atâta timp cât îți voi răspunde că fac față, să știi că fac. Da. Am și asta în... Când nu o să mai pot, spun, știi că nu prea mai pot. Da. Adică... O luăm mai încet. Corect. Ce ai reușit în ultimii 1, 2, 3 ani, așa, a fost în sfârșit, să iei un pic mai încet. Bine... Nu prea ai cum să știi că mă vezi rar, dar... Văd destul. Încă văd destul. Văd. Încă mai fac, mai fac treabă cât am, nu cât vreau. Exact. Însă vreau să știu un lucru și asta rămâne veșnic pentru mine. Nu mă pune nimeni la vârsta mea să fac cât vreau, cum vreau, când vreau, mă odihnesc când vreau, beau când vreau, mănânc când vreau, dorm când vreau. Și este un lucru foarte important de la o vârstă, pentru că în tinerețe nu faci tu ce-ți cere corpul, ce cere omul. Îți faci program, ți-e foame, dar nu poți mânca că nu e ora. Și corpul suferă. Trebuie să dormi, nu poți să dormi, că nu-i timpul. Corpul suferă. Dar când vine vremea să închizi ochii când ți-e somn, să mănânci când ți-e foame, însă toate treburile astea le poate omul învăța corpul. Eu am învățat corpul să mănânc la 12 ziua, să mănânc seara la 6. Punct. Deci am putut să fac treaba asta.
Asta nu înseamnă înțelepciune. Nu. Asta înseamnă obișnuință, educație și voință. Mai mult ce să spun. Cred că ajunge. Cred că am învățat destul astăzi. O discuție lungă. Sper că v-a plăcut. Îi mulțumim lui tata Buhnici. După numele din buletin, Neculai. Da. Toată lumea știe de Nicolae sau Nae, dar Neculai, un nume foarte frumos. Ar fi vrut el ca eu să fiu Gheorghe, dar mama a insistat să fie George, pentru că și bunicul a fost Gheorghe și străbunicul a fost Gheorghe. Mama a fost Georgeta. Eu aș fi vrut să am o fată pe care să o cheme Georgeta, poate măcar a doua. Încă mai negociez. Șanse slabe. Îți mulțumesc că ai venit. Mă bucur, v-am găsit bine. Așa vă las și așa o să vă găsesc. Cu siguranță. Poate ne mai vedem. Poate ne mai vedem o dată, nu știu, la 7-7, la 80. Mai vedem o dată, mai facem un inventar. Că mai ai în față. Tu mai ai cel puțin 30. Cam mult. Nu. Eu cred că mai ai cel puțin 30. La cum te văd eu așa... Nu se știe. Nu se știe. N-ai văzut când vine furtuna, cade și pomul sănătos. Mai vedem. Cam atât. Sper că v-a plăcut și cam atât. Nu mai zic. Gata, ajunge. Dați, apăsați pe butoane, vedeți prin descriere, avem niște link-uri, am putea să fac plasări, am putea să mai zic gb.ro, alea. Dar știți voi despre ce este vorba. Ne puteți și asculta, dacă vreți, sau... Mai uitați-vă și pe alte clipuri pe aici și ne vedem și data viitoare. Numai bine!